Bună seara, bine ați venit la Muzeul Național Literaturii Române. N-aveți idee ce fericită sunt, că alături de mine se află Cătălin Oprișan. Sunt Loreta Popa, de asta știți toți. Și n-ai idee ce mă bucur că alături de noi se află prieteni și foști colegi, realmente, și sunt și foarte, profesori. Foarte, și profesori, adevărat, da. Aceasta a fost surpriza de care ai avut parte astăzi. Eu, dacă îmi găsesc cuvintele un pic mai greu, se datorează sau e din cauza faptului că mă aflu într-o încăpere pe care o vizitam acum 3 ani. Adică e o onoare și vă mulțumesc și să rămân. Adică nu știu ce am făcut să merit onoarea asta, la modul cel mai sincer, dar să stai într-o cameră cu domnul Perpesicius... E mare lucru. Astăzi sărbătorim, să zicem așa, da, prin această întâlnire, Ziua Mondială a Libertății Presei. E adevărat că sunt foarte multe întrebări, putem să dezbatem de ei și să brodăm pe marginea subiectului cât vreți. Este foarte reală situația presei, știm foarte bine că nu mai e nimic din ceea ce a fost. De la noi. De la noi, bineînțeles. Despre, de afară... Da, total, despre asta este vorba. Afară scuze, cotidianul Marca Sportiv Spaniol, în timpul pandemiei a scos ediție tipărită în Columbia. Uh-huh. 48 de pagini tipărită, când toate ziarele se închideau și treceau pe online. Au spus sportul este atât de important și avem ce să scriem încât trebuie să scoatem ediție tipărită. Ei primeau din Spania 10 pagini, mai adăugau ei 2-3. Nu, a zis, facem de sine stătător, Marca Columbia. Minunat. 2020, vârful pandemiei. Ei se gândeau să scoată 48 de pagini. Deja la 2 zile ai un volum. Și asta fac ei. Asta se întâmplă la noi. Astăzi ești, știi bine, ești cel mai bun ziarist cu câți prieteni ai mai mulți pe Instagram. Corect. Asta e ziaristica, din păcate. Adică până să moară presa și să întrebăm despre libertatea presei, întrebarea e, mai avem presă? Că asta corect, e. Corect, asta adică era în afară exact de un Press One, de un Recorder, de un Vice și încă vreo 2-3 care scot un material odată la o anumită perioadă de timp, în rest, bă, a murit presa. Nu, am ucis-o noi. Noi am ucis-o. Copiind, dând, uite-o pe Ramon, acum a fost în Cancun, o să-ți vină să crezi. Păi, dacă era pe plajă, nu era normal să fie în kilo și în sutien? Despre asta era știre dacă ai fi dat-o, că era cu bască pe cap și în șubă. Corect. Atunci era știre. Bă, înseamnă că s-a întâmplat ceva cu ea, 40 de grade și ea îmbrăcat așa, ok. Să zicem că ar fost o știre mai ciudățică. Dar tu să dai toate informațiile astea, iar ziarele de sport, pentru că eu de mic asta am vrut să fac. Sport. Asta am vrut să fac, presă sportiv. La facultate, facem excepție că domn profesor aici, domnul Popescu nu m-a lăsat niciodată să scriu știu de sport. Voi sunteți numărători de cornere. Eram 35 de oameni, doi înscriau altceva. Eu sport, că asta am vrut să fac. Și Daniela Mironov, fata domnului Mironov, care scria chiloțăraie fashion. Și asta era expresia, chiloți și număra de cornere. Da. 33 de inși scriau știri sociopolitice. Iliescu, cum era pe atunci, 94. Da. Da? Doi tâmpiți erau altfel. Ajută-i un pic. Ajută-i un pic. Corect. Spre deosebire de domnul Traciu, Dumnezeu să-l ierte, când am intrat a zis, Rică nu știa să zică, ascultă cum se aude pe bandă. Poți să faci radio sau TV. Venea următorul. Rică nu, stop! Tu ești publicitate sau comunicare. Din corect, prima zi. Corect. 2 octombrie 1994. Prima zi. Ia microfonul, magnetofon. Cum erau dotările? Baiac, caștan, ce erau? Rică, stop! Nu mai continuai. Comunicare. Uitați-vă astăzi cum sunt... Și care mai pică săracele și cu președinte. Președinție, că au și râuri multe. Sunt mulți de râ acolo. Da, eu... Real Madrid, uitați-vă la comentatorii Digi. Vă rog să ascultați, nu trebuie să fiți fan. Dați drumul un pic și ascultați Real Madrid și Baseoa. Au și mulți de râ acolo, foarte mulți. Corect. Da? Mi-e milă de oamenii ăștia. Doamne ferește că fiecare, unul e mai gras, unul e fără dinți, unul... Dar nu te băga pe Radio TV. Poți să fii... Adi Poenaru a devenit al doilea, al treilea om din Graffiti BBDO. Adică i s-a spus din prima zi, prințule, tu stai încet, nu te agita. Mm-hmm. A zis, sunt Adi Poenaru, stop, nici nu mai citi. Pe cuvântul meu, nu bag în ele. Nu, așa este. E și a zis, real. Publicitate, comunicare, omul s-a dus pe felia lui de pe 2 octombrie, din a doua zi de școală sau din prima zi, că a picat 2 octombrie luni, și a ajuns numărul 2 sau 3 după domnul Burci Psata în Graffiti BBDO. Dar omul i s-a spus de la început, bă, tu cu fizicul ăsta era grăsuț și hăhăit. A zis, doar dacă vrei să te faci de râs, poți să apari. Uitați-vă în ziua de astăzi, ce a plecat după 7 ani de la Digi. Nu o cunoaștem, nu știm, dar a lucrat 7 ani acolo. Da. Adică până să dăm noi cu presa cine o omoară, patronii, libertate, am ucis-o noi prin materialele pe care le-am scris. Uitați-vă cum arată Gazeta Sporturilor.
într-o țară în care l-ai pe Popovici. Ok, nu poți să scrii fiecare zi de el, că și ăla trebuie să mai tragă aer, să respire. Dar mai te uiți prin străinătate, vezi, sunt 100 de ani de Wembley, cel mai important stadion din partea asta de Europa. Hai să facem un material, îl copiem, furăm niște poze, facem ceva, dă-i omului. Pe vremea când noi făceam reforma agrară și Constituția, ăia inaugurau stadion cu 70.000 de locuri. E o diferență. Da? Și aveau fotbal de 50 de ani. Da, ce e interesant e că suntem la Muzeul Național Literaturii Române și mi s-a părut o idee extraordinară. Am stat de vorbă și cu colegii mei aici și ne-am gândit să te întrebăm. Aoleu. Fii atent, o întrebare foarte interesantă. De ce crezi că scriitori, precum, nu știu, o să-mi dai tu niște nume, că eu deja știu care ce și cum, s-au îndrăgostit de fotbal și au scris, s-au simțit atrași de cronica sportivă și sunt suficient de mulți. Billy Shankly, managerul celor de la Liverpool, a zis așa, fotbalul este mai mult decât o chestiune de viață și de moarte. De aia. Da. Da? Dar e Sadoveanu, specialist pe oină. Da? L-avem pe... Da. Fănuș Neagă, mai încoace, dar atunci, adică făcea niște cronici Camil Petrescu de box, box, care era o disciplină atunci în perioada interbelică, să fim, da, și așa sigur, mai departe. Sigur. Domnul Fănuș, când te apucai să-l citești, îți lua foarte mult să înțelegi. Adică, apropo, paranteză, moare Radu Cosașu, Dumnezeu să-l ierte, da? Da. N-avem ce să discutăm, adică Everest și ăștia la noi, dacă avea ocazia să respiri în birou cu dumnealui, două zile nu mâncam, da? Mi s-a spus sună-l și cheamă-l să-i dăm un premiu. Păi cine zic? Păi Raducos, bute bă de aici că nu sun. Adică mi se părea că e o diferență. Bun, nu mai contează asta. Toată lumea, toată România a murit. Marele, bă ce om, erai, citeam toate materialele. Cătălin Țepelin, redactorul șef de la Gazeta Sportului, ce face? Păstrează toate comentariile de la ultimul material al lui. Să-ți o dă bă, boșorogule, mâncane-ai, făcea-ne-ai, nu știu ce. Păi cum l-ați apreciat, mă? Da, ultimile comentarii la ultimul material în viața lui domnul Radu Cosașu cu o lună de zile pe Gazeta Sporturilor. Nu mai știu despre ce era vă. Băi, boșorogule, ai apucat tu să scrii de FCSB că tu ai venit pe tancurile militare, băi, cu steaua. Cu... Astea sunt comentariile, vă rog să vă uitați că există. Da. Da? Apreciatul, băi, când îl citeam noi pe Radu Cosașu. Ce citeați, nu? Niște ipocriți? Adică, ok, nu l-ai citit, dar lasă-l în pace să odihnească acolo. Nu, da, nimic. Și a venit Țepelin și a zis, acum toți plângeți că domnul Costașiu s-a dus Severestru scriturii sportive de la noi. Ia vedeți mă comentariile, scris acolo o lună. Păi nu că sunt puțini, sunt 8, bă, sunt 8. Dacă au fost 8 hateri care au putut să scrie așa ceva, se presupune că sunt foarte mulți, numai că ăștia ți-au trimis materiale. Ce faci, închizi? Nu închizi. Pentru că tu, GSP-ul, ai fost primul din România care a zis online să interacționăm cu publicul. Suntem în 2005 când a început treaba, să facem bloguri, să facem videobloguri și așa mai. Nu poți să rămâi tipărit cu pixul și cu mașina de scris, că lumea se schimbă. Și ai deschis treaba asta, un cont mic, o adresă de mail, hai noroc, ai voie să comentezi. Da. Și au început să comenteze. Și au mușcat în locul fotografiei. Exact, exact. Sau un cățeluș cu, fără un piciorul sau ăla din Star Trek cu masca pe față de respira greu. Și ăia-ți comentează. Da. Și tu muncești 3 ore jumate pentru 3.000 de semne. Să-l găsești pe Miti Niculescu, fondatorul echipei Venus 1915. Cine îți dă ție astea? În biblioteci nu există așa ceva și te-a pus și cauci, discuți cu copiii, fii, care fie au 84 de ani. Fiul lui Colea Vâlcov, unul dintre cei mai buni fotbaliști români, are 84 de ani, e mai verde decât mine, cel puțin ca mine, cu mult. Da? Și care ține minte. Și muncești. Și vine ăla, bă, ce ne interesează noi cu legionarii ăștia, mă, care în 40... Astea sunt comentariile. Da. Tu ce faci? Trebuie să nu le accepti. Și am sunat la Cătălin, l-am sunat pe Cătălin Țepelin și am zis, bă, nu mai scriu. Și el mi-a zis, bă, nu te mai alinta, că tu e singurul care ai cele mai bune comentarii. Să vezi la noi, când ni se spune, știm unde învață copilul tău, ai grijă ce scrii cronica Steaua Dinamo, vă arăt mesajele. Da, da, da. Rețineți ce vă zic, acum 2-3 săptămâni, eu sunând să mă alint un pic, băi, Țepe, n-aș mai scrie, mă, că hate, băi, închide-mă telefonul, că avem treabă. Știi, mi-ai servit acum o întrebare pe, la care vreau neapărat un răspuns de la tine. Te-ai gândit vreodată să renunți? Nu. Niciodată. N-a fost greu, bănesc că în orice meserie e greu, adică nu faci un... Nu e un martiric, o chestie de martirizat aici. Nu. Dar asta am vrut să fac de la început. Noi am trăit cu cărțile lui Vanea Chirilă, nu Vanea. Aici e diferență. Ăștia trăiesc cu internet. N-ai cum. Educația știți cum zice, că e ca erecția, dacă o ai se vede. Așa e. Da? Și mai era Edmondo de Amicis care a spus așa, nu vreau să jignesc pe alții, dar dacă pe tine când te-a dus acasă de la maternitate ai avut o bibliotecă în fața ochilor, ar conta foarte mult în viață. Absolut. Există și cazuri că, Doamne ferește, te-ai născut la țară, te-ai născut într-un sat, nu-i vina părinților. Dar dacă tu când, logică, era la figurat și a zis, când te-a adus mami acasă, ai trecut pragul la 3 zile de la spital și acolo era biblioteca, e altceva în viață. Este.
E altceva în viață. Nu m-am gândit, pentru că în primul rând nu știu să fac altceva. Da, te-a pus și vinzi în piață la o adică. S-au închis toate. ProSportul nu mai există ca ziar tipărit de 5 ani. Da. Gazeta Sportului, eu, Cătălin Oprișan, prezent aici, am prins 1994, când aveam fotbal, meci Columbia în Statele Unite, 1 milion tiraj, doamnelor și domnilor. Da. 1 milion! Asta a tras-o, avea capacitate în casa presei, exact, și ne-a aruncat-o pe jos. A zis, eu nu pot să leg. Și ne-au sunat, nu era cu mobil, cu fix, toată lumea să vină cu sfoară de acasă, rețineți ce vă zic, 94, cu sfoară de acasă să prindem câte 50 de bucăți ca să prindem Iașu, Timișoara și Clujul, ediția. Și am venit cu sfoară de acasă. Știți cât trage astăzi Gazeta Sportului? 16.000. Încapem por bagajul unui tico. 1 milion. Ok, știu ce o să spun. Păi da, bă, da, atunci aveam fotbal și acum avem sport. Nu mai tragi 1 milion. Acolo era un caz special, doar ca să facem comparație. Azi sunt 16.000. Și Gazeta Sportului face profit 9.000 de euro anual, vorbesc ediția tipărită, doar pentru că există 4 sponsori care, nebunia lor, vor să apare pe tipăritură. Stalinskaya, Țiriac, BRD și încă unii. Atât. Și ei tipăritura și la sfârșit au 9.000. Dacă nu, era închisă de mult. Adică, bun, dar cu toate astea nu te lași, pentru că ai trăit cu oia, acum nu poți zic că l-am citit pe Brian Glanville, băi, la, și de acolo am rămas. Nu, l-ai citit pe Neavanea Chirilă, cu Nadia și cu Glasul Roților de Tren, până să te duci la Brian Glanville și să te duci la Thomas Roncero și la băieția după în Spania. Nu, ai avut pe ăștia, l-ai avut pe Radu Cosașu, l-ai avut pe Johnny Cooper. Mie când mi s-a spus să preiau, vă povesteam, la preluare, eram cu pix și cu foaie 90 ceva. Și mi-a spus, stai la preluare la Johnny Cooper. Și am zis, bă, îmi dictează ăla ceva, era Ioan Cupen, era Peniță, scrisese de Craiova, Maxima, tu erai un păduche flaușat, mititel. Ok, trebuia să faci niște pași, nu poți să rămâi un păduche flaușat. Bă, dar poate s-o găsi altul mai în etate, mai cu experiență să-l preia. Și stăteai la telefon și Johnny Cupen îți dicta. Și scria, Andronache a marcat. Și tu trebuia să scrii Andronache, n-aveai voie să scrii Andronescu, sau că îi scriai scritura, îi stricai scritura lui Johnny Cupen. Asta este motivul pentru Uitați-vă care... azi ce se întâmplă. Da. Asta e motivul pentru care niciodată nu-ți permiteai să lași pe cineva să scoată interviurile. Niciodată. Pentru scandal cu Dumitru Graur, mare, monstruos, scandalul cu Pioneze și Piuneze. Imens scandalul, direct. Un tip senzațional, de pus la ran. Ia vină mă încoace, dobitocule. Da. Bun, cine mi-a corectat aici Pioneze? Zic, corectura. Mă dute și spune că-s directorul publicației să o lase Pioneze. Fata de la corectură, Pioneze. Pac, iar venea tăiat, iar te chema că era responsabil de număr. Unde ești dobitoc, chiar nu înțelegi? Cine-i mă ăsta de pe perete? Pac, Alexandru Grau, fondatorul limbii române. Zic, Alexandru Grau, bă, lasă asta, nu-mi spune cine e. Și zic, tatăl dumneavoastră, ăsta a fondat limba română, mă tâmpitule. Păi tu îmi spui mie cum să scrie. Și fata la corectură, acolo, la Gazeta Sportului, a zis, rămâne Pioneze. Era titlul, sunt în Pioneze. Pioneze, mă. Adică mai există și... Dar astea sunt de coloratură, nu... Da? Și după aia o dădeam. Da, Adi, de vedeți când ați terminat facultatea de tumbe, că terminase anexul, noi am terminat jurnal. Ieși eu afară, du-te-n dreapă cu dai. Adică o dădeai la, știi? Mi-a dat din noastră... Domnul e pe perete că l-avea pe taică-s-o acolo, normal. Nu, stai fondatorul limbii române și tu îmi spui mie cum să scriu. Îl ascultam dimineața de fiecare dată la radio, mai ții minte? Noi asta am avut noroc că am trecut printre oamenii ăștia. Cum zicea Newton, că am fost atât de șmecher că am stat pe umerii băieților ăia de dedesubt. Da. Că eu n-am fost chiar atât de șmecher, a zis Newton. Dacă nu stăteam pe umerii ălora, nu priveam atât de departe. Așa și aici, în moment, furai și ei te lăsau să fure. Ei te lăsau să furi. Și le povesteam dumnealor acum că și eu aș vrea să joc în Naționala Jurnaliștilor. Nu vă uitați, vă rog, adică să nu râdeți. De fotbal. Suntem niște elefanței care tropăie, niște hipopotami. Și am zis, hai să vină ceva din urmă. Bă, ăla și ăla. Bătaie de joc. Tatuați. Bă, treaba lor, perciunați, nu mă interesează că nu-i dezbrac eu. Dar vin o să hai să jucăm fotbal și iam locuri, să plec și eu acasă, că mi-ajunge. Mă duc și eu bea o colicioaică, nu mai alerg ca dobitoc. Nimic. Deci pe toate palierele. Nu e vorba de scritură, că scrie noștri cu... A venit... Bine, în primul rând că la interviu îți vine cu iPhone. Orice tip de iPhone 12, 16, cât ori fie acum, că eu scos ăsta spar de 5 ani, e 20-30 de milioane și de la mane. Tu îi dai salariul 3.000 de roni pe, cartea, pe drepturi de autor, nu-i faci carte de muncă. Normal. Ce să faci cu fata aia? A doua zi vine Canal D-ul care dă 1.000 de euro, îți pleacă în 2 zile. Mulțumesc frumos că m-ai educat, a plecat. Ce-i faci? Că tu n-ai de o să-i mai pui bani. Dar ea la prima întâlnire are vuitoane. Ea vine cu vuitoane și cu ăsta, îl pune pe masă, dar nu ostentativ, ea scoate și face așa cu telefonul. Și tu, băiat, așa te ridici un pic și te uiți, zic, e iPhone 12, ăsta e 40 de milioane, 50, la manet e 25, eu îi dau 30 salariu pe lună. Fato, azi nu mai pierdem vremea, uite, iau încolo, nici nu întreb cu ce mașină ai venit. Că zice, băi, bunicule,
Și de ce vrei să apari? Păi să apar și eu pe o sticlă, că putare, că... Nu zice chiar direct că ar vrea să mă prindă un fotbalist, dar îți dă de subînțeles. Să citim meteo și așa mai departe. Cine a ucis toate astea? Ce legătură are cu libertatea presei? Adică omul ăla ți-a zis, băi, vino aici, îți dau 30 de milioane acum, promiți în 2 ani de zile, ți-am făcut 50 sau nu știu cât e, dar ai totuși 21-22 de ani, n-ai experiență. Cine a ucis astea? Noi care am dat capatul 20 de ani, acces direct, 20 de ani, și acum încercăm să-i culturalizăm. Ok, le-o fi rămas o undă de bun simț oamenilor aici. Dar acum tu vii, le-ai dat toată asta. La CNA, doamna aia, când a început să facă analiza, i-a spus, Vaida lui Mirela, oprește-te că aveți deja 100 de milioane. Întrebarea a fost când au căzut copiii de pe geam, erau mâncați sau când s-au... copilașii ăia doi. Erau mâncați sau au căzut așa, fără mâncare? Și a zis, opriți-vă, aveți acum 100 de milioane amendă. Cine, ce libertate a presii? Cine te-a împiedicat să vii? A, există și varianta cu domnul Oancea chemându-mă, domnul Oancea, fondător de televiziuni. Vino încoace, prințul, ia loc. Bă, foarte mișto emisiunea asta de dimineață, de le faci tu la B1 TV. Mă uit cu nevastă mea, eu n-am știut dacă mai ai peste picior. Mă uit cu nevastă mea ce bem cafele dimineața. A fost aia cu zidul chinezesc, mamă, cum ai făcut-o, ai arătat că venisem la birou și făcusem zidul chinezesc cu niște piese de domino și... Dar nu mai poți să te plătesc de săptămâna viitoare. Poftiți? Bagă-mă și tu o chiloțăraie, ceva, un fapt divers, o butelie explodată, o țâță, să vină direcția 5 să-ți cânte. Unde brezic la da? Și am făcut că, da? Sunt niște compromisuri. Nu mult, am mai stat 3 luni, nu, dar nu despre asta e vorba. Și m-a chemat peste o lună. Vă cheamă domnul Oancea, zic, bă, da, afară, ai noroc, mă duc, la revedere. Ai văzut, mă, că se poate? Ia uite, 0,4, 1,1 audiență. Se poate, Cătălinuș? Și mă opream și aveam o discuție cu francofonie, erau alegerile și venea omul și îți povestea și îți explica și eu cea, stop, a explodat o butelie în Crângaș. Și ăla se uita așa, ajunsesem pe la regimul de la Vichy, pe la Cincea Republică, erau discuții de stătea așa. Opriți-vă un pic că avem o butelie explodată sub podul Grant. Incredibil. Și făceam 1,1, că și poporul român este cel mai ipocrit din toate popoarele existente. Bă, păi voi dați capatos toată seara. 1,1 milioane se uită. Vine Coca-Cola și bagă reclamă, vine sămânța Nutline și bagă reclamă că te atrezezi 1 milion de oameni. Păi ce facem? Eu nu mă uit la antenă. Păi de unde adunăm 1 milion? Capatos un tip senzațional, probabil cunoaște, a fost la evenimentul zilei la investigații, când se apucau de tine, ori era pușcărie, ori te sinucideai. Da? Făcea tandem cu Mucichescu. Cu Mucichescu, cei doi la prima, faimoși. Directorul Playboy, într-o vreme în care Playboy nu erau numai gagici dezbrăcate, aveau niște materiale șmechere, numit de la redacția de la Viena. Asta spun că se adică putea. Da? Se putea. Și cine a ucis astea? A, e bună întrebare. Cine a ucis astea? Pentru că Playboy a murit acum 10 ani, are legătură cu COVID-ul și cu online, da? Din contră! Tu având posibilitatea să dai mai mult de alea 8 poze pe care le dădeai în revistă și existând online-ul și tu la making-o făcusești 40, 50, 100, le dădeai pe toate și câștigai, n-aveai cum să ți se închidă. Bă, vreți mai multe poze? Clic aici! Că revistă atât pot să-ți dau, că sunt 6 foi. Da, da. Cine a ucis astea? Că libertatea presei și băi... Nu, noi am ucis-o. Noi am ucis-o. Cronica de meci, urmă, așa, a venit cu Bentley, cu tare, băi, e cronică de meci, nu cu ce mașină a venit ăla. Se făcea o analiză din sistemul 4-4-2, antrenorul care voia, eu nu mă pricepeam, ăla nu se pricepea, Loreta nu, dar erau trei în sala asta care se pricepeau și vedea cum Steaua a trecut sistemul de la 4-4-2, l-a făcut 4-1-3 sau acutare, au șcat și cu portar, citeai ceva, era opinie de specialist. Acum vine ăla cu Bentley. Asta se și vinde, pentru că un material de box vicecampion european under 16, aia mă, cu ăștia vă dați pumni în cap și așa mai departe, are 300 de vizualizări și noua gagica lui Cutare are 200-300 de mii, care 10 poze cu ea dezbrăcată. Ce faci, ce dai? Păi dai și ăla acela. Unde dai, mă, dai aia cu 500 de vizualizări? Dă, bă, trei materiale din astea, îți fac 1 milion. Îți dai seama că același lucru pot să-l spun și eu, pentru că gândește-te că la momentul acesta cultura nici măcar nu mai e cenușăreasă. Că înainte se spunea cerușăreasa, acum nu mai există. Sunt 34 de miniștri ai educației în 33 de ani. Vă rog să vă uitați. Vă rog să vă uitați. 34 de miniștri. Ăia n-au ajuns nu până la Suceava, până la Ploiești n-ajung că-s de miși. Ce țară? Suntem singura țară neatacată din lume care s-a autodistrus în 50 de ani. Mă rog, 30 de ani. Da, asta spuneam mai devreme. Da? Și tot îi dăm, că băie, vorbiți ca Boșorogii ăia din Herăstră, din Cismigiu, că pe vremea mea, păi pe vremea noastră, da, pe vremea noastră, pe vremea noastră dădeam să rămână la... M-am dus la... M-au prins rău de tot, cu risc de AVC, cu... ca orice ziarist, cu plecat pe diabet, cu tensiune, cu toate astea. Și intru acolo la Regina Maria. Doamnă născută în Mongolia, Ali nu știu cum, stabilită în România. Intru, zic, să rămână. Am văzut că se uită ciudat, ea 36-47, că mi-a zis după aia. Dar de ce spuneți voi să rămână? Acum 2 săptămâni nu povestesc de acum 40 de ani. Zic,
Păi, ce ar trebui să zic? Bună și mersi. A, mă întinde pe aia, să uită pe alea, țâc, 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 îmi dă un șomoiul de la să mă șterg. Eu zic să rămână, a doua oră. Hop, am văzut-o că deja gata, nu mai eram prieteni. Dar de ce ziceți voi tot timpul să rămână? Și eu zic, păi ce ar trebui să zic? Mersi. Da, nu știți, pe noi ne-a învățat așa, ne-a învățat tata, că ce trece de 15 ani nu mai e bună, e să rămână. Și fetițele la care... Iar când îmi dă cineva ceva, ai că nu mai mă duc cu sărut mâinile, că e cu COVID-ul, cu asta de sărut. Nu a înțeles. Nu a înțeles. Ea fiind în România. Doctorii, medic, doctor, la Regina Maria, cardiolog foarte bun. Dar nu înțelegea. Și m-am stat acasă, am vorbit cu nevastă, mi-a zis, bă, s-ar putea să fim depășiți. Că G.R. intra în casă, încălța toată viața lui în Dallas. Nu s-a descălțat niciodată să facă... cum facem noi. G.R. i-a spus tot timpul lui fiul său I love you, John Ross, și el aici I love you, daddy. Aveau daddy, aveau 4 ani, 5 ani. Păi eu să-i fiți lui tata, lui colonelul, te iubesc. Era frumos așa, dar îmi dădea vreo două sau să uita ciudat la mine. Suna frumos. Probabil că ne-am pierdut pe drum undeva, dar cred că sunt în asentimentul noastră. Mai bine să rămânem așa. Da. Așa, așa. Corect, corect. Boșorogi, învechiți, decrepiți. Faceți-ne, mă, cum vreți. În sensul că nu e un conflict de generații, că și noi ne-am adaptat. Și mi-am făcut și eu Instagram. Și mi-am făcut și eu putare. Ne-am adaptat. Te-ai adaptat, că noi scriam la mașină Olivetti. Tata pe vremea lui Ceaușescu, fiind jurnalist, bănuiesc că știți că și dumneavoastră probabil că ați pățit, trebuia să duci literele la miliție, la circa de poliție. Că dacă apărea vreun ălea, să știi de un să-l iei vreun ălea. Și o declaram. Și o duceai și scriai la aia și învățai și făceai, aveai un respect, aveai ceva. Acum uitați-vă la ei. A plecat o colegă de ale soției mele în, așa se zice acum, cu deale, nu? Ca și dragile. Da, și cu într-o și cu linioară și cu crea. Și a plecat în Statele Unite și le preda, profesoară de engleză, foarte bună, româncă. Și le-a zis să scoate și voi, cum le-o fi zis, pixul, foaia ceva. Și eu i-a zis, ce foie ce pix? Ii scriau totul cu litere mari pe tabletă, direct pe tablă. Și a zis, băi, voi nu puteau să-l facă pe amigdă. Și l-a scos pe unul la tablă. Și a zis, dar scrie, mă, normal, adică prima literă mare și după. Toate literele erau majuscule. Da. Bă, a zis, hai mă, să facem o propoziție. Nu înțelegeau. Și i-a predat și a zis, Doamne, unde am ajuns? Deci probabil că toată societatea asta s-a dus pe undeva. Numai că ei încă trag New York Times-ul și cu alea și... Băieții ia prin Japonia, m-am uitat ieri, au 4,5 milioane tiraj. M-am înțepat inima jumătate de oră. De la 16.000 gazeta la 4,5 milioane băieții de la Shimbun. Da. 4,5 milioane, altă cultură, altă civilizație, dar tot oameni sunt și ăia. Cine și-a bătut joc de treburile astea? Total de acord. A murit sportul. N-ai mai avut de ce să scrii. Tot a existat un Cristiano Ronaldo și un Messi. Tot a mai existat un Jordan, a mai existat niște băieți care au mai făcut, ok, n-a mai avut-o pe Nadia, pe Bârnă și că s-au dus vremurile. A mai avut o Halep, că Halep e de 6 luni într-un cont de umbră, dar 15 ani a fost acolo. N-aveai despre ce să scrii? Aveai, dar nu produceau. Toți mari sportivi s-au retras într-o cochilie, băi, nu mai ne bagă nimeni să avem pe noi moși. Dom'le, dar vrem să scriem. Ce e să scriem? Scrieți, mă, de ăștia tineri. Și ei s-au retras, adică e o auto-îndepărtare. Izolare. Da. S-au retras și au luat căsuță Alin Savu, în primii 5 jucători de basket din istoria Europei, în primul 5. Alin Savu, când îl suni, cătă, bă, da, te iubesc, ia-mă pe alții. Am 80 de ani, mare, bă, adică ce vrei, mă, să mor? Este același lucru care mi s-a întâmplat mie cu Ștefan Sileanu, apropo de asta. Da? Pe care toți l-am dat că a murit la Țepeș. Și trăia pur și simplu în Delta. Da. Și îmi spunea... Unul nu știa că pictează sau ce făcea. Ce vorbești? Și a zis, a murit la Țepeș. Uitați-vă, vă rog frumos, moare Truri. Da. Da? Ați citit adevărul ziar Quality prima știre? A murit ultimul supraviețuitor. În momentul ăla mi-am dat seama că Mandache trăiește, Petre Gheorghiu trăiește, sunt patru care mi-aduc eu aminte acum în momentul ăsta. Bă, nu l-am prins pe Ciubotărașul, nu i-am prins pe Vraca și pe băieții la 1911, amor fatal cu asta, cu Bulandra și cu Bărbasul. Dar ce facem, mă, dăm acum tâmpenii? Bă, mai sunt încă patru pe care știm noi acum. Da, da. Da? E nepoata lui Toma Caragiu, care e stabilită în Statele Unite, aia de o aruncă din avion, fata în film, așa, da. Și ăștia trei de care am zis. Cum să scrii că a murit ultimul actor? Păi te vezi cu doamna aia pe stradă, că a zis că e verde, doamna, nu m-am dat, e Popescu. Popescu. Popeasca e verde la 70 ceva de ani. Păi cum să zici, bă, că nu mai există? Te întâlnești cu aia, n-ai bipă. Ziar Quality, adevărul. Aia care era Popescu Bitănescu. Adina Popescu. Adina Popescu. Adina Popescu, da, care da, e da, scuze, Adina Popescu, da. Care e aia camerista. Camerista care intră și care e cu piciorușele alea dezgolite. Da. Da. Cum îi spune că și eu am lipsă sau da. Exact. Cum să scrii că aia e moartă? Da.
Și scrie cineva în primul comentariu: bă, tâmpiților, m-am întâlnit ieri cu dumneavoastră la piață. Adrian Enescu. Exact. Adrian Enescu este cel cu Bună seara, iubito, nu? Făcută da, sus da, la coloane la romană. Da, 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 părintele muții, da. Da, da. El a făcut, știți că la Bună seara, iubito, ei nu s-au cunoscut niciodată Caramitru și cu... Știu, da. Loredana. Da, și s-au găsit și oricum tot albumul a fost creat pentru Sorina Moldvai și nici de da, cum pentru Loredana Groza. S-au găsit la sala sporturilor din Craiova și au spart geamurile cu jandarmeria. Când a apărut el și a cântat că ea credea că o să fie pozitivul pe spate, Bună seara, iubito, și a apărut el, Pinu. Și când a apărut ăia s-au îngrămădit și au spart geamurile afară, da, pe vremea lui Ceaușescu. E, inclusiv asta unde e? Eu sunt la Kiss FM, da? Eu trebuie să vin să spun tot timpul că e cea mai bună muzică și că cel mai tare radio. Versurile sunt la-la-la-le-le-le-le-lei, că n-am mai avut prelungire. Și atingă numărul te, 1. Acum am auzit în fără să vreau, ting-ting-ting-ting. De la ating, zic Dumnezeu. Este conector și cu Raluca. Poți să te ating, ting-ting-ting-ting-ting-ting. Exact. Da? Și ați văzut comparația pe Facebook, că noi râdem că atât putem, dar uitați-vă pe Facebook, zice versuri Queen, Bohemian Rhapsody, producător Queen, textier Freddy, el e Freddy tot, în partea asta altă Beyoncé, la, trei producători, șase textieri, doi care aranjează, nu știu ce. Păi da, mai nou în schimb, eu am văzut altă variantă, da? Când spune Bună seara, iubito, muzică, versuri și nu știu ce, Loredana, adică mi s-a părut senzațional. Băi, pentru că sunt oameni angajați pe... Adică, cum să zic, dar există IMDB-ul ăsta, există Cinemagia și dai acolo frumos și vezi la aia că scrie 1928-2021, bă, de ce mor, sărac, următor, și găsești trei vii. Adică nu e chiar atât de greu, că nici noi, eu nu l-am prins pe Pele. Acum ce fac, dăm că Pele era alb? Dacă băiatul era din Brazilia și era ciocolatiu. Domnule Pele, superbul jucător înalt, 1,90 m, cu ochii verzi, să spune, băi, ești tâmpit. Nu l-am prins. Da. Dar nu poți nici să, sau sunt alții, lasă Pele, să mergi, să cobori la Garincea, la băieții aia pe care chiar nu i-ai prins. Era un respect, era și acum, ciuda, cred că este mult mai mare, pentru că ești la un click distanță de informație. Da. La noi aveai o carte, cel mai iubit dintre pământenii în 92, nu avea chiar oricine în casă, pentru că până atunci nu prea putut să-și o ai. Da? Și te duceai la bibliotecă și el arată de fata de dinaintea ta, de tocilara clasei sau de fata care învăța mai bine și așteptai o săptămână până citea. Da? Mie mi-a dat să citesc, deci două zile mi-a dat la dispoziție ca să-l citesc. Și luni, bun, un Eminescu aveam cu toții, să nu, un Topârcescu, cum zic eu, da? Un Topârcescu, un Coșbuc aveam cu toții. Coșbuc este, știți, Coșbuc, fiul lui, e unul dintre primele accidente auto din istoria țării României, că el de-aia și muri săracul. Și el făcea drifturi. Eu am poze cu Coșbuc făcând drifturi cu un Mercedes între calea Plevnei și grădinile Episcopoaie, acolo făcea, adică undeva pe la... prin spatele dreptului acum. Și el făcea drifturi cu cărămizi puse pe jos și făcea cu mașina. Ăla mic, săracul, de unde să ia microbodă? Bine, nu, el conducea. A fost o chestie foarte interesantă apropo de George Coșbuc, că de fiecare dată le spun copiilor când vizitează acesta, este scaunul rotativ, care a fost în biblioteca lui George Coșbuc, care avea peste 30.000 de volume, fac ochii mari, cum 30.000, zic, și să știți că le-a citit pe toate. Și a mai și scris. Dar Coșbuc se mai studiază acum? Nu cred că mai se studiază la școală. Nu cred. Meu, se studiază scriitor contemporan până în clasa 8-a. În liceu înveți ceea ce a fost înainte. Foarte, la clasa 6-a poate să rupă pe scriitorii contemporani. Deci așa, am stat de vorbă cu profesoarele. Acum mama lucrează la Mega Image și tatăl la Cet Grozăvești. Ce educație dai copilului? Corect. Plus că nu mai au timp să stea. Ce educație dai tu? Că el trebuie să aducă banii acasă. Poți să-i acuzi? Nu. Tot școala ar trebui să facă. Eu am acum un podcast cu educație financiară. Am ridicat mâinile și am zis, băi, eu nu înțeleg nimic. Dar cu atât mai mult tu ca specialist trebuie să-mi explici mie, ca oamenii care ne privesc, absolut, să priceapă. Absolut. Ce înseamnă obligațiune, în ce poți să investești, ce înseamnă trader, ce înseamnă și așa mai departe, criptomonede. Explică-mi, eu te opresc unde nu înțeleg, ca ăia care ne privesc să înțeleagă. Bun, perfect. Ce face mai departe? Că la noi în România nu financiară sperie, educație sperie. Da? A murit fata aia astăzi pentru că n-a știut nimeni să-i scoată din gât jeleul de 6 cm. Da. Complet. Două săptămâni de comă. Uitați-vă puțin la trecere de pieton. Noi până să ajungem la educație financiară, sanitară și cu tare, noi nu avem educația de a trece pe trecere de pietoni. Acolo nu se ridică un zi. Și tocâine. De, exact. Exact. Da, omul nu. Observați. Uitați-vă în pipera, vă rog frumos, la toți băieții din IT, au căștilele așa, ei nu că nu au frică de moarte. Bă, eu scap un an jumate, că am relații și scap cu suspendare, dar tu prostul ești mort. Sau rămâi, Doamne ferește, paralizat. Ei cred că acolo se ridică un zid. Tu când ai pus piciorul pe trecere de pietoni, ok, într-o țară civilizată, regulile astea trebuie să le... Dar ăla nu respectă. Eu cu Toyota mea mai scapi, dar ăla dacă vine cu o basculantă, te asigur 100% că nu mai scapi. Că ăla a trecut peste tine. Nu mai avem de nicio... Bun, nu ți-e de respect, nu mai saluți pe ăla vecinul din bloc. Bă, dar nu ți-e frică nici de moarte?
Adică, ok, nu mai mă salut, fumez unde vreau, vorbesc urât, ascult ce melodii vreau. Faci ce vrei, tată, că atâta vreme cât nu... Îți povesteam mai devreme, da, deci există niște reguli de bază. Când te duci în străinătate, în orice muzeu, vorbești în șoaptă. Da, da, da. E, am avut experiența săptămâna trecută, a trebuit eu, care niciodată nu ridic vocea, niciodată nu, am urlat la cei care erau prezenți cu profesoara de limba română, pentru că nu, ea nu se putea face auzit. Săraca și Dumnezeu să bifeze un, haide mă că am bifat în săptămâna verde, că i-am dus pe ea. Făcea tot felul de gesturi în spatele. Da. Am urlat și le-am spus, mai un pic de, cum să spun, de bun simț, măcar aveți, nu o respectați pe ea, înțeleg asta, pot să înțeleg. Pă, da, ești într-un muzeu, adică... Bine, ei fiind în clasa 8-a prima dată la un muzeu, că pe noi clasa ne ducea... 10, a, mai târziu. Da. Uitați-vă la Muzeul Tehnic, unul dintre cele mai frumoase din România. Da, se desfințează pentru că ține de Electrica S.A., care a zis, bă, eu car curent electric. Eu n-am în nomenclatorul meu sau în pozițiile mele de pe statul de plată, n-am custode de muzeu, că eu transport niște curent electric de la o hidrocentrală acasă, la consumatori. Da? Uitați-vă la Gara de Nord. Muzeul Căilor Ferate, intri pe la linia 14 unde miroase a urină și unde se ia trei ceșători, dar nu poți să treci. E biroul lui Salini acolo la care a făcut exact, podul. Exact. Aici cea mai mare dioramă din sud-estul Europei, dă la drumul, trec trenulețele, nu pleacă copilul două ore, așa stă să uită. Cine știe de el? Tu n-ai muzeu de istorie. Suntem singura nație din partea asta de Europa, am făcut material, care nu avem muzeu de istorie. Nu-mi spuneți că ăla care e închis din 2006 să vizitează parterul subsolului muzeu de istorie, că istoria României este în secolul al VII-lea acolo, la cărămizile alea, la lapidarium. Și dacă doamna nu e plecată de la tezaur, îți dă drumul și la tezaur. Atât. Tu mai sus n-ai istorie. 2006 este în 2023. Bă, ia-le, bă, și du-le undeva. Fă, bă, într-o hangar, într-un hambar, într-un unde dezafectat. Du-o, bă, unde vrei tu. Bă, găsim la, nu, la poarta Faur numărul 4. Dă-i, bă, copilului să vadă și el, îl duce acolo, vede, păi tati, am mai fost de 3 ore aici, mă, sunt aia, intri columna lui Traian, alelalte toate mormintele, jos tezaurul dacă-i doamna acolo. Și am plecat acasă. Și sus sunt expoziții sezoniere. Corect, biletul este 5 lei. Intru soția, eu, soacră mea și copilul. Am început să ne certăm de a veni jandarmă. Oprișanul plătește că-i jurnalist, copilul nu plătește că-i copil, pensionarul nu plătește că-i pensionar. Doar soția să dea 5 lei. Domnul nostru, sunteți întreagă la minte, iertați-mă. Ce faceți, bre, cu 5 lei? Păi eu cum vă ajut? Doamne, oricum banii nu se duc la mine, nu mai țipați la noi. Și am început să ne certăm. Doamne, plătim 4 bilete, 20 de lei. Nu-i mare diferență între 5 și 20, dar măcar când mă uc acasă, dor și o liniștica. Și a venit ăla, jandarmul, și a zis, doamne, nu mai faceți țigănie aici. Tu le zic, cum să-i dăm 5 lei? Uitați-vă la noi, că avem 1,90 m toți înalți. Cum treacă să intru cu 5 lei, sunteți nebun? Așa scrie, nu intră în banii buzunar. Am dat 5 lei și am intrat. Și fiul meu a stat, este a treia oară aici, mâncați-și gura, tati. Iar vedem lapidarium, iar alea, Ego Zenovie, postul cu tare și tezaurul. Coroana, o știu, făcută dintr-un tund, de la Plevna, hadiba acasă. Da, da, muzeu. Da. M-am uitat la moldoveni, au 30.000 de artefacte Chișinău. Uitați-vă la ăsta de la Budapesta, că nu mai vorbesc de alea online, au 3.500 de bucăți puse online. Tată, n-am avut unde să le expunem, vedeți-le în continuare online. Despre asta e vorba. Nu poți să faci un site din 2006? Bă, n-avem. Cade, pe noi e clădire de la 1900, fostul palat al poștelor sau ce era acolo. Bă, dacă vreți să intrați pe riscul vostru, vă cade ăsta în cam muriți, dați semnătură și vedeți la bialul Evanghel Mare. Bun, dar să faci niște poze? Să le pui pe un site? Și vine Adrian Năstase și donează Muzeul Cărților și Hărților Vechi și nu știu ce. Băi, păi ăsta care a furat, du-te, bă, să vezi cum arată un muzeu. Colecția personală, nepersonală, duceți-vă să... Uitați-vă la Muzeul Național de Istorie Ferdinand, întâi întregitorul, cel mai tare din... Stă cu stodele după tine să stingă lumina. N-a putut să faci pasul să treci în aerul și a închis lumina. Băi, nene, da. Dacă ai făcut un pas, că ai uitat ceva, e întuneric. Stă pe scăunel acolo, rezolvă integrame, săraca, probabil că are 20 milioane, da? Salariu și croșetează cu ăla pe bec. Bă, dar cât merge? Ce becuri aveți, mă, nebună, dar nu mai poți să mai lași 2 minute, că poate mai... Ai, zici că e cu senzor. Pac! Când ai trecut în aia următoare. Și astea-s muzeile din București. Și mai două case memoriale care deschisă de la 10 la 12 tot timpul. Bă, la 2 pleacă doamna acasă. Ce faci cu copilul? Ce? Din pâinica fonfleului ați mușcat? Din pâinica? Fonfleului ați... Da. Cer scuze, eu sunt Ceasor Nicar, cu 5 premii naționale pentru reportaj ca să mă laud și la un moment dat, pentru că eram obligație, vin din provincie, se și vede, nu. Să ai treștiri, un reportaj, da, ce, da. Și așa s-a născut primul piteștean care face traficul pureci în Germania, a trebuit în 15 minute să construiesc puricodromul cu gestantele, cu fiii mici, cu... Da, ce pui vii bănuiesc. Și de ce s-a discutat la institut,
șobolanul cu două cozi de la Petrochimie în urma unor mutații genetice de la Pitești, și cam așa. Păi haideți să luăm găina care naște pui vii și toată lumea vine acum. Mulți au lucrat pe la evenimentul zilei, sunt colegi de ai noștri sau cum să mai zici acum, de ale noștri, de ale așa. Hai să ne oprim un pic cu școala de presă evenimentul zilei. Că tot să răsucesc unii mormânt al de Geobox așa. Eu am trăit experiența, adică ai ușor cu școala, Doamne ce presă era, băi, ușor. Stai să spun ceva. A murit Ion Iliescu, primarul din Vâlcele, avea 62 de ani și într-un fel primul DD, Da, corect. După mine. Corect. Eu am avut două experiențe negative cu evenimentul zilei. Una dintre ele a fost faptul că aveam interviu în exclusivitate pentru presa scrisă cu Franco Nero. Și am așteptat două săptămâni ca să mi-l publice. Două săptămâni. Dar cine e ăsta, mă, ce filme așa cât ăsta? Nu știi să ce dai ăsta, măi, cu Ricky Poveri, cu ce? Atenția. Nu știi că nimic. Și voi altă experiență cu ei, iartă-mă că te-am, dar trebuie să o spun pe asta. Când s-a prăpădit Mitică Popescu, eu aveam emisiunea, mă rog, podcastul pe care îl fac aici la Muzeul Poeziei și Creație cu Mitica Popescu și fotografiile realizate de domnul Dan Vatamaniu, care erau pe pagina mea de Facebook, da? Întregul album. Au luat fotografii, de acolo pe le-a luat rapid, nu numai atât, arhiva EVZ. Vorbesc serios, m-am dus, am tras de mânecă. Și vin cu reversul medaliei și scrii materialul și la sfârșit scrii, nu bibliografie, surse, două puncte. Uh-huh. Păi de aici le-ai copiat, mă. Toată România înțelege că în momentul în care dai sursă, nu vorbesc de bibliografie, te duci departe cu absolut. Să facem la sfârșit cu din alea cum am învățat la facultate. Nume, prenume, virgulă, an, virgulă, edit. Nu mă, scrie de unde l-ai luat. Și zic, bă, ăla s-a dus și a făcut un material cu unul care nu știu ce. N-am acces să mă duc în Spania. Luând-o de la ăla, traducând-o și adaptând-o așa, mi se pare normal să scriu sursa. Primul comentariu, copiere, al doilea, copy-paste, al treilea. La ce să mai scrii? Plagiat și nu știu ce. Băi, am scris că am luat-o de la ăla. Corect. N-am cum să ajung în Salamanca să fac interviu cu ăla care are 80 de ani și așa 500 de meciuri. Mi-ar fi plăcut. Dar n-am cum. Și o iau de acolo că mi se pare că e informație interesantă pentru publicul nostru în contextul în care dacă Popovici nu stare în bazi, nu mai avem pe altul. Că ne bate Kosovo, ne bat Kosovo la handball. Și la basket feminin, n-am știut că Danemarca are națională de basket feminin, ne bate de nendoai. Noi, Carpathian Garden și nu știu ce, vin alea, te bat, nu știi că le au. Bun. Deci nu mai merge nimic. Lasă-mă nici mai să copiez, nu mai pot. Adică așa, după sistemul ăsta, Iorga e cel mai mare plagiator din istoria noastră. Nu? El a fost la vreo bătălie? El a luat toate de la Grigore Ureche și de la ăia și a făcut. El ce bătălie a prins? Da, bă, istoria românilor. Păi ăla, nu, tată, la sfârșit îți scrie alea. Da, da. Nu mai merge nici asta. Trebuie să te duci să faci cronică de la Dinamo Steaua, cu ce mașină au venit ăia și câte de alea au dat foc. Ați văzut că acum au ajuns să scrie cu X-uri, iată lozincile scandate pe stadion, să-ți o dăm, să-ți o facem, să nu ce. Din partea cealaltă, cei de la Dinamo au replicat, s-o sugeți voi, bă, și nu știu, așa scrie, astea sunt... Ce să... Întâi să-mi cer scuze că sunt râită. Ce-ați terminat, doamnă? Ce-ați... Filologie. Pe video? Da, nu se pune. Mi-a dat o idee în fine. Nu, asta e caz real cu domnul Traciu. Atenție, că mai mușat cum. Am un handicap și sunt chiar și un pic inteligentă. E total adevărat ce ziceți, deci asta e presa, clar. Aș adăuga la record Euronews-ul. Exact. Da. Le-am zis... Sunt corecți și curați. Asta e presa. Și e clar că presa este oglinda societății. Deci dacă clar. Presa scrie așa, cineva clar, ăia au un milion, ăia citesc. Sau și... Bun. Și ce facem? Ce e de făcut? Adică ce se poate face? Găsesc... Da, eu ce am găsit eu? Am găsit pe niște domni de la Feratum Bank, de care n-a auzit nimeni, care sunt niște cămătari legali, adică sunt un fel de credit bank și așa mai templu, mută cu 200 de milioane, credit de nevoi personale. Și oamenii, fiți atenți cum au gândit, au spus așa, în loc să mergem la Oprișan și ăla să apară și să se facă și el de râs, împrumutați-vă la Feratum Bank și așa mai departe, ei au spus așa, pe site-ul nostru intră 100 de inși, ăia care au nevoie să împrumute zilnic. Un material scris de tine, cu Regina Maria și mormântul ei și inima lui, face 11.000 de vizualizări. Din alea 11.000 de vizualizări la un material, dacă 3 îmi se îndatorează la mine cu bani, eu mi-am atins scopul. Vrei să-ți dau 100 de euro să-ți înscrii materiale? E o, cum să zic, da, e o...
Da, e ceva juma-juma. Poate materialul ăsta ar fi trebuit să apară pe Historia, pe National, nu știu, Geographic, care nu mai există. Da? Și atunci omul vine și îți spune, pot să te fac de râs să-ți dau 500 de euro să apar, să zice, glodați-vă de datorii la Feratum și nu știu ce, sau pot banii ăștia să-ți împart pe 3 luni de zile și tu să scrii niște materiale, fără legătură, nu mi-au cerut nimic, băi, să scrii de economie, de bani, de business-uri, că nu m-aș fi priceput, scrie ce vrei, dar adune cititori. E o juma-juma așa, adică te simți ziarist, te simți pentru că lucrezi la materialul o zi sau două, unde e inima Reginei Maria, ce s-a întâmplat cu ea, correct, din momentul în care a murit până când l-au dus-o la Pelișor, da? Unde l-ai fi publicat altfel? Te duci la Jurnalul, nu mai există. La Gazetă nu poți, la Cancan nu cred că se pretează, până ajungi tu la Record să le ia. A luat ea de la Feratul. Bun, întrebarea este cât te țin? Că ăla după trei luni poate zice, băi, mersi mult, da, cu tare. Deja am ajuns la al treilea an cu ei, deci oamenii au închis niște sedii, i-au mai omorât COVID-ul, dar lui Oprișan i-au dat 100 de euro în continuare. Deci înseamnă că undeva sunt niște oameni, nu știu câți găsesc asta, adică să te refugiezi în treaba asta. Sau îți faci site-ul tău cu 400 de click-uri. Da. Plătești la ăia 2 milioane pe an, ai un WordPress sau ce ai în spate acolo, ceva. Da, da. Așa? Și scrii acolo, pentru că în altă parte unde ai putea? Sau îți faci podcasturi. Și o chem pe Loreta să vorbească despre Muzeul Literaturii. Nu sunt ironic. Și faci 9.000 de click-uri. Bobonete face 400.000, întrebându-o pe colega lui de platou cine ți-a pus mâna pe cur ultima dată. Prima întrebare. Pe cur, nu pe fund, mă iertați. Și aia zice, tu bă, băule, la filmări, bă, nu eu în viața de zi cu zi. Și de aici pornește podcastul. Da, întrebarea mea era, ce poate face, ce se mai poate nu face? Nu cred că se mai poate face ceva. Da. Ce putem? Ok, ne adunăm noi, are cineva banda aici și scoatem nu știu ce revistă. Mă, are în 3 luni, știți bine. Că e la Hyperion sau la ce, astea așa, romp presul și cu aia te omoară, n-ai, nu mai distribui, nu nimic. Ok, facem un site. Trebuie să mâncăm ceva, nu? Că totul trece prin stomac. Cine ne dă bani? Păi găsim noi un băiat, ăla după 3 luni intră în pușcărie. Că da, are niște... Și mai cuvântul este aplicarea spre dezastru din... presa literară. De curând acolo... s-a stins în viață, s-a stins marele prieten și fratea lui Nichita Adam Coslăici. Vă spun cu titlul, am prins, sunt născut la Șaptelul și nu am deloc noroc. Am prins distanța între anul sârbesc și anul nostru. N-am circulat autobuze, am mers pe jos la înmormântarea lui Adam la Belgrad, sau știți foarte bine sute de români că fratele nostru, Sârb, la mormântare n-au venit de doi marele sculptori, al nostru Vlad Ciobanu și ea. Da. N-au fost cel mai mare ziar. Deci dacă în lumea dumneavoastră, ca să zic așa, al celor ce care... Nu! De găști, da? Un popor exact. De găști, ce să mai dea? Noi trăim în bula noastră, asta este clar. Dar noi aici vorbim și zicem, mamă, când o să votăm, rupem. Luăm 300-500 de voturi și ei iau 6 milioane. Da, dar acolo n-ai voie să spui bulă. Măcar aici se mai întâmplă ceva, mai vine un piramidon, îți mai să aspirina, se mai întâmplă ceva, de aici plecăm și ne poate ne și înfrățim într-o idee. Dar ca să ajungi, și cu asta am terminat, pe mine asta m-am interesat foarte tare să vin cu reportajul de la înmormântarea lui Adam Putuș la Belgrad, unde novostii au fost impresionați că un nebun a mers 18 km pe jos, cum bătrâne ești nebun, ai ținut doar pe casă, da. Nenea Mircea Dumitrescu mi-a zis, bătrâne, trebuie să te punem într-o icoană și să te scuipă. Păi cât s-au descoperit-o pe colega noastră moartă acum, cea cu depresia? Da. Era fata cu, da, toată lumea o știa, doamna cu rochie albastră. Da. Maximum. Atât. Maximum. Da. Un material, maxim. A lucrat, a fost alături de noi, care cu tanul și... Ciutacu cu băieții ce-au făcut? Asta a fost cea mai mare mizerie. Pe lângă faptul că după ce, deci, ce-au făcut, e incalificabil, să mai și acord o bursă cu numele... Asta este ironie din aia da, deci, de 2 lei jumate, de autobază. De fapt, e jegul da, da, da. Și ce a făcut cu materialul? A fost locul 2 în cadrul televiziunilor generaliste. Deci, pe ăla îl închidea. Da. Pe ăla îl închidea după un an de zile dacă nu se uită lumea. S-a uitat lumea. El se uită pe audiențe, că spre deosebire de radio, știți că alea vin zilnic. Da, și eu mă uit astăzi ce am făcut ieri. A mers. Bagă, tată, cărbun, ia vezi, găsim și un frate de-al ei care era săracul depresiv. Nu găsim o soră, o mamă, o bunică, dă-i ceva. De ce? Fapt, pentru că tu... De fapt, scuze, societatea românească e profund bolnavă. Mult. Uitați-vă că... La televizor sau ce vezi în presă. Sunt 89% analfabet funcțional. Ei citesc ca să lua după masă, se ascund după un scaun, că cred că aia e masa, nu masa fizic să o mănânci, știi? Aia e hrana. Da. Și pare un banc.
Știți că erau bancurile alea, că le-a trimis la somale și scria să-i lua după masă, de aia medicamentele au fost inutile. Ha, 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 și râdeam. Așa e și la noi. Uitați-vă la ei. Te mai scos o fotografie, dacă te uiți în cafea, ce nu vreau și ai văzut o poză mișcă da, a doua. Da, e... da. Și după aia unde? Mai mă duc mai încolo și ce exact, mai... 6 din 10 români cred în horoscop, atenție mare de tot. Atenție mare de tot, că asta este, da, că o dăm noi pe bășcălie, că avem desertul național cu oliva pe care o găsești în Mega Image. Nu se poate să te duci să găsești colivă, mea. Asta era cu morți, cu... Nu se poate să... Ei, dați-mi și mie o mână de colivă din Mega Image, n-ai cum! Că asta o făceai pentru morți, erau respect, se adunau babele seara, frecau aia, o lăsau, puneau cruce, venea popa, nu poți, tradiție. Nu poți să te duci să zici dați-mi două colau, pachet de țigări și o mână de colivă, n-ai cum! Bun, trecem peste asta, da? Și venim în partea asta alaltă și vedem, adică ăștia cu sportul național oina, râd ăștia când audă oină de casă masă, mamă, ăia americanii iau sportul lor național, dar ok, e sport mort, dar ai sub patronaj, un altul patronaj al casei regale, cu tare, hai bă să facem ce, cine mă ia cu o bâtă și cu două bășici, mingile toate de oină se fac în Pakistan, sportul național, n-a vrut nimeni să facă mingi de oină în România, am vorbit cu președintele acum o săptămână, bă zi, unde faci mingile astea roșii galbe și am, Pakistan, bă, de ping-pong s-au făcut în România. Și așa. Da. Da, s-au dus reporterii Radio România Actualități la primul meci România-China în 50 și ceva și nu s-au trezit din cauza fusului. Și i-a zis, bă, sunteți stâmpiți. Am dat bani așa, s-a dus în baie și a făcut 20 de minute așa, a imitat ping-pong-o. Ca să transmită, atât avea fălcile. A zis, bă, ești stâmpit, am trimis până acolo și tu ai ratat meciul. A zis, bă, n-am putut să mă trezesc. Mâncaser, mă tai, normal ne-au bătăia de neau. S-a dus așa și a plescăit 20 de minute, zicând că ea joacă meci de ping-pong. Probabil și o legendă undeva umflată, da, la bază. Și pe asta a mers, că românul se descurcă cu orice. Azi, ce dacă nu mai ai presă? Facem site-uri. Și când o să moară site-urile, ne uităm pe telefon. Și când moare telefonul, nu știu, facem eoliene, facem drone. Facem noi ceva. Am zis-o public pe aia cu presa e mama cu cei mai mulți copii da. Din România și, și nu știe... de multe ori nici nu știe cu cine a făcut. A și fost bubuiala aia după Revoluție, vă aduceți aminte, cu 485.000 de ziare și de titluri, care trăiau două săptămâni, trei, că erau efemeridele alea. Așa e, așa e. Pac, pac, apăreau ca musculițele alea, mureau în două luni, în funcție de ce interes aveau. Venea o alegere, venea o primărie, un senat, un parlament, un nu știu ce. Și atunci tăia probabil că lumea spune, câte titluri erau bune, hai să cernem un pic. Absolut. Să vedem și ce erau și atunci. Dar au fost niște... Am discutat la început, înainte să intrăm în această discuție. Eu nici nu știu că tu ai lucrat la dimineața realmente. Eu așa am început, am intrat în presă în 91 la dimineața, m-a angajat PSD-ul. Alexandru Piru, dacă îți vine să crezi. A fost o bucurie și o... Dimineața. Nu. Cu Stănescu, cu domnul Stănescu. Da. Ei, și după aia el a fost în 93. La 16 ani, deci era în clasa 10-a. Da, da. Nu mă obliga nimeni. Mama cu tata puteau să mă țin acasă. Noi doi copii la părinți, un trai civilizat în țețeme, cum zic eu, un militar, țăran, țigar, muncitori. Adică, omenește, vedeai o banană odată, ban, trei bomboane cu baneze, da? Și o portocală. Exact. Și m-am dus acolo și tata a zis, îți rup picioarele, că ăștia-s cu PSD-ul, nu te duci nicăieri. Și omul a zis, băi, tâmpitule, a zis domnul Stănescu, vină încă, ești tâmpit, băi, îți dau o pagină de scris de tineret pe ultima pagină, n-are legătură cu restul ziarului. Făceam interviu cu Carmen Trandafir, cu Madalina Manule, Dumnezeu suierte, mai puneam un rebus făcut de mine, mai un știați că copia după niște cărți, era, n-avea nicio treabă. Dar îți dădeai mâna și aveam salariul mai mare ca mama. Într-a 10-a. Nu te obliga nimeni. Bă, săracul era într-o familie, vai de mama lui monoparental, du-te bă de muncește și tu să ai ceva să mănânci tu un corn. Nu! Era o plăcere. Să vin acum și alții, să ne găsim 5 și hai bă să facem un site. Da, mă, scrie în 3 luni fără bani. Bă, cam mult. Haide mă, că aduce ăla de acasă o cafetieră, eu vin cu 3 sarmale de la soacră mea, hai să scoatem. Unde e asta? Că a murit și asta. Da. Bun, au murit banii, au murit patronii ăia, îți aruncau cu bani în cap. Și... Da, plăcerea de a scrie. Hai bă să scoatem ceva de... Condeiul, dragule, despre care vorbim, că ok, iei un articol, îl traduci, nici măcar nu-l mai adaptezi, că am avut surpriză da, să găsesc da. un articol în care vorbea despre o actriță care a luat premiul Oscar pentru un rol pe care l-a interpretat în film, fiind bărbat, femeie da. Fiind bărbat, și interpretând rolul unui fotograf masculin. Alaltă zi, nici măcar nu e adaptată, adică ai luat știrile așa... ProTV, știrile ProTV, după cum probabil știți, au undeva între 800.000 și 1.000.000 seară de seară, 800.000 de oameni. Nu discutăm categorii sociale, vârstă, bani și așa mai departe. Știrile ProTV au dat știrea că un membru al mafiei din Memphis a vorbit despre Elvis Presley. Elvis Presley, pentru că o luase razna, avea el mafioții din Memphis și așa îi chema și umblau toți cu niște de alea și așa erau Memphis Mafia.
Și ai un membru al mafiei din Memphis, bă, dacă nu știrile Pro TV, adică tata acolo ce se întâmplă e certificat, nu există mai sus. Există ce spuneți dumneavoastră, un Euronews, un... Da, bă, știrile Pro TV, bă, ce s-a dat acolo e ora exactă. Și ei l-au omorât pe râle, l-au sunat pe ăla, a murit? Nu, domnule, este ok. Da. Bun, și nu e singurul caz. Toată lumea greșește. Dar aici la Memphis Mafia, tu dacă dai pe Wikipedia acum în timp ce vorbim M-M-P-H-I-S Mafia, o să-ți apară pe loc. Băieții aia grași, așa, îi așa aveam față de mafiot. Îi căra nebunul ăla după el, deci ca tenis cu piciorul la două noaptea, că el nu mai putea să doarmă și așa. Bă, tu nici asta nu știi? Bun, n-ai trăit-o, n-am prins nici noi. Bă, dar e Caterinca aia, toți erau cu de alea de șerif, uite, așa stăteau la... Cum să scrii că un membru al mafiei de Memphis a vorbit de... Adică te faci de râs. Bun, cât știu asta? Că ea e validată de știrile Pro TV, are patalamaua de știrile... O dă și mâine dimineața în reloare. N-o dăm numai în seara, bă, a venit aia, mamă ce știre a scos fata, că un mafiot a zis cum stătea la poveceu și cum avea baia. Da. Bă, ăla era de-a lui de 15 ani. Cealaltă experiență care pe mine m-a marcat foarte tare, eram la Jurnalul Național și abia ce aflasem știrea că Irina Petrescu a murit. Și ce, dar cu dezbrăcată sau ceva, nu sau cea, dacă e singura care apare despuiată... Am cunoscut-o, am făcut atâtea materiale, vorbeam adolescența, cu dumneai și îți dai seama, din bun simț, din respect și din prețuire, întotdeauna mă adresam cu dumneavoastră, niciodată nu m-am adresat altfel. Am început să plâng instantaneu și a venit o fetiță care era în presă exact atunci, da, atunci a intrat în presă, de fapt. Dar cine e dragă Irina asta Petrescu de plânște pentru ea? Eu am văzut varianta ilaltă, ultima femeie care s-a dezbrăcat în filmele comuniste, în corul gol, Irina Petrescu, în ziua în care a murit. Răutăciosul adolescent, ăsta Iurie Darie, să dă la ea, ea e despuiată toată. Asta a dat. Am văzut și mesajul da. Da. Am văzut care e superrealist, deci îl recomand tuturor. Și la final, de curiozitate, să văd și eu ce comentariile. Și era așa un comentariu, dar cine este actrița asta, alta mai talentată nu s-a găsit, dar pila cui este? Și comentează unul care zice, dacă ai văzut tot filmul și pui întrebarea asta, înseamnă că n-ai înțeles nimic. Absolut. Așa este. Să-i mai spui. Eu sunt fan de Depeche Mode din 1990, am 33 de ani. Nu dus la paroxism, dar bolnav cu Depeche. S-a născut pe 26 mai, Fletcher s-a găsit să moară pe 26 mai, ca să toată viața să, deci, leader-ul cu tine. Am plâns, așa, la 47 de ani și m-am dus a doua zi la Neața, unde era Ramona. M-a văzut cu ochii. A zis, bă, nu exagerez, nu mă dau cu capul de pereț, hai să nu luăm razna. Dar mi s-a părut că mă identific cu muzica lor, era perioada aia la 14-15 ani, ori Depeche, ori metaliști. Ne mai băteam, ne mai înghiondeam. Ei, cu rockării. Ei aveau versuri deștepte, ei aveau muzică. Bun, bă, te identifica cu cineva, aveai un idol. Bun, prost, nu contează, da? Și Ramona îmi spune, când trebuie cum să plângi pentru ăla? Bă, zic, n-am dat acum capul de pereț, am făcut altar în casă, da? Chiar mă simt nașpa, că sunt 33 de ani, toate albumele, 4 concerte, am mers după ei până lume și așa mai departe. Și mi-a zis, doamna Elena, ai ce prut că te ăsta a prins pentru ăla, de la ce formație, mă? Zis, bă, nene, voi stați pe TikTok. Voi stați, bă, și dacă era Sofia Vicoveanca idolul meu sau Gândește-te Nea Beni. Gândește-te că i-am văzut înainte de 1989 la Meridianele Cântecului și Dansului cu celebra lor piesă de debut. Și acum îmi amintesc cum i-a prezentat Octavian Ursulescu, apropo da? De asta. Și atunci te gândești, adică au murit. Bun, nu mai avem respect, nu mai avem. Bă, dar nici să-ți placă de unul care apare la televizor. Bă, și mie trei albume rezonează cu careva, cu vreun actor de comedie, cu Benny Hill, cu cine vrea mușchii tăi. Da. Da? Dacă știu cine e Benny Hill, evident. Nu, da, eu vreau probabil. Să spun altceva, am mai văzut o chestie extraordinară la ora de maximă audiență, la o televiziune, nu știu ce televiziune e, că nu m-a interesat niciodată, am trecut întâmplător și am ascultat doamna moderator, tocmai stătea de vorbă cu cineva, ce, nu știu ce întrebare a pus, în sfârșit și persoana respectivă îi răspunde. Și eu de mă voi întoarce prea mulți voi popii. Și ea foarte serioasă. De ce vreți să spuneți cu asta? Wow, zic, e clar. Da, aici... Dacă nici asta nu știu. Asta e un exemplu, să dă la jurnalism acum, cu domnișoara jurnalistă, care l-a întrebat... Ce vreți să... Și este Digi? Este unul dintre... Domnule, Digi24, certificat. Noastră ați participat. Ați participat la evenimentele de la universitate? Și aia a zis... Păi pe mine m-au bătut ăia și m-au aruncat în fântână. Eu am fost băiatul ăla, de să zicea bărbosul, eu eram. Da? Îl întreb pe ăla în direct dacă tu ai fost acolo și ăla a zis două zile am stat în fântână la arhitectură. Dar știți că nu-i vina ei? Pentru că la jurnalism
profesorul de comunicare, Petcu, pe numele lui, acum e și un scandal cu el, da, da. Întreba așa, deci clasa plină, sala plină, și întreba, voi din provincie care sunteți? Mâna sus. Pop. Sunteți niște proști. Prima oră de comunicare la jurnalism Universitatea București. Din București cine e? Mâna sus. Voi sunteți și mai proști decât ea din provincie. Aia era prima lecție. Iarăși o diferență. Noi am făcut cu domnul Arie Matache, Dumnezeu să-l ierte. Și râdeam ca bou când prezenta ciuma și a zis, vino puțin până în birou. Mi-a luat 2 ore să găsesc o gaură să mă ascund în ea. Omul era îmbrăcat la costum, la cravată și cravata era sortată cu asta de aici, Arie Grunberg Matache. Când am intrat acolo am zis, doamne, mai bine mor, că n-are rost să mă fac ăsta de râs. Și mi-a zis, eu bă, citești ciuma și tu te bulănei cu colega. Tai. Da. Domnul Dinu, care venea cu bicicleta, râdeam tot și ne apuca și ne povestea comunicare la țânțari. 10 triluri formează o stridulație, 10 stridulații un cânt, 10 cânturi o melodie, 10 melodii un tril. Spre de altcineva și stăteai și ziceam, mamă, ți era rușine, ți era jenă, erau niște... Da, am avut norocul să creștem cu oamenii ăștia. Absolut, am avut moment. Cum zicea oia, societatea, vezi ce idole au oia. Și îți dai seama cum arată societatea, Eminescu sau cine ai. Bă, te uiți la oia, vezi ce idole aveți, asta e societatea. Dar noi am avut norocul. Nu știu, poate dacă nu-mi permit că nu-l cunosc pe domnul Petcu. Dacă l-am fi avut și noi pe domnul Petcu, poate la fel discutam acum. Dar noi am avut, când a venit doamna Daniela Rovența Vrumușari și a început să vorbească despre semiotică, n-am înțeles nimic 2 ani. Ce dracu vrea să zică? Te duceai și puneai mâna pe cărți, că ți era rușine, venea rujată, aranjată, numai Chanel, mirosea 94. Ți era o jenă când am intrat în lift, am zis, mamă, am pus așa pe buton. Dar nu era ipocrit, așa simțeai. Nu era o chestie, mamă, să fac, să arăt eu ce, să zică doamna, vai, ce stimată sunt. Avea făcuse cu Solomon Marcus, cu să trăsese dă și retur. Adică nu cred că murea că oprișana s-a apă degetul de la butonul de la lift. Deci mie îmi tremura mâna când aveam telefon și vorbeam. Uite și cu Marius Tucă chiar. Domnule, că toată lumea cu tare, cu tare, cu limitele lui. Băi, a venit așa și a zis, băi, auzi mă, puțoiule, bă, tu ai terminat jurnalismul, da. Bă, tu știi că e singurul dobitoc de aici care ai meseria de aici? Da. Ia du-te-mă la doamna Drăgoi să-ți mai dea 2 milioane. Și am zis, mă, Marius, mă, e la mișto. Băi, du-te-mă sus să-ți dea, că e singurul calificat în toată redacția asta. Aici azi numai inginer, bă, du-te bă sus să-ți dea. A, mă, Marius. Și m-am dus sus și am zis, doamna Drăgoi, cred că e Caterin, că să mor. Adu-mă diploma de oaie de licență, zic, da. Stat, da. Universitatea București, da. Adu-mă încoa și mi-a dat 2 milioane. Da. În 2098. Adică, trebuie, cum să zic? Eram în 1996 la Sport 21. Da? Primul ziar color de sport. Acolo unde era sediul antenei, dacă mă țin minte. Acolo tipografie. Am și lucrat împreună amândoi. Tipografie. Și eu citeam și Marius Tucă mă urmărea. Da? Adică eram împreună pe canapelele alea celebre. Nu, nu lungit acolo, mult la minte ca intelect, dar mai contează și aici. Corect. Adică depinde ce perioadă ai prins. Din păcate ce spuneam și dumneavoastră, eu nu cred că astea se mai întorc. Nu cred. Adică de unde să mai întoarcă? Că ar trebui oamenii ce să tinerească Radu Cosașu, Dumnezeu să le, sau ce să se întâmple? Mai spuneați de educație, că la mare pe care o fac, orice tip de educație. Da, orice tip. Orice tip. De educația făcută de școală. Da. Am o prietenă foarte bună, profesoară de română, de incintă, clasa 12-a, s-a luptat cu Olivia de așa, o l-a prins pe perioada de online final cu ei. Da. Și s-au și hibrid în China și le-a spus, băi, copii, puneți mâna pe carte, învățați, faceți ceva cu viața voastră, că altfel o să ajungeți slugile altora. La clasa 12, copiii s-au dus acasă și au spus, diriginta ne-a făcut slugi. Și la ședința online, pur și simplu, au desfințat. Au linșat-o. Și asta a vrut să iasă din învățământ și a zis, am stat, am vrut să văd până unde se poate. E un analfabetism funcțional? Deci eu am zis ceva, tu ai scos din context și a ieșit altceva? Este un semi-analfabet. Bă, n-ai înțeles ce am vrut să zic. Eu am zis că ajunge slugi, tu ai zis mai făcut slugi. E... Cine a inițiat toată treaba asta? O doamnă care, mama, avea 8 clase, casieră, nu știu unde, și folose ceva de acolo și o dăduse afară. Dar a reușit să-i monteze pe toți, s-a făcut o revoluție. Eu am întrebat sportivii mari de performanță. Bă, tu ce-ți doreai? Fotbalist. Se presupune că știi să dai când minge și atât. Nu că căpșorul e cât o nucă, bun. Nu despre asta comentăm. Bă, tu ce-ți doreai? Și el a zis, băi, eu născut la Pitești. Mi-am dorit să ajung la Steaua București, că era echipă mare, de aici la echipa națională și de aici în străinătate să câștig lovele, bani, concret, ca să nu mai aburim. Ce dracu s-a schimbat acum? Și a zis, bă, și ei vor, dar nu pot.
Că bănuiesc că oricare dintre noi am vrea să avem bani, sau adică să nu dăm când ați dă noi, eu vreau să trăiesc pe o insulă pustie fără niciun leu, ca să mănânc nu de cocos. Nu, am vrea și noi să, da? Așa și ăștia, sunt fotbalist bun, ajung acolo, cu... sunt bun pentru Pitești, sunt bun pentru Ploiești, ajung de aici, deja m-a înghițit Bucureștiul, gagici, mașini scumpe, tatuaje, gata, pă ce să mai ajung în partea aia? Ăștia erau sărmani, n-aveau ce mânca, a zis tatăl, eu când m-am dus acolo, mi-a dat la 800 de mii de euro, eu luam 200 de lei aici sau 300 de lei, că eram angajat la o fabrică, dar era echipa lângă. Da, așa. Și ăștia ar vrea cu, dar nu mai pot. Și a zis că nălui îi dă 200 de metri să facă de aici până nu știu și înapoi vomită. Și ăilalți toți, coreeni, chinezi, peruani, columbieni, aleargă că le e foame. Mata, nu mai poți până în perete. Și antrenorul vine, ce, du-te bă acasă. Apare în presă, are ceva cu românii. Clar are ceva cu mine. Păi ce bă, la ține coreeni, chinezi, da, ăia din Burkina Faso, toți africani, cu ea n-ar nimic? Că ea mănâncă, aleargă, că le... Normal. Pomică. Tu ai fost șmecher la Pitești, tatuaj, te-ai dus acolo, te-a pus ăla să alege unde, bă, mă duc eu să dau tur. Gicu Dobrin, Dumnezeu să rete, cel mai mare fotbalist român. Hagi sau Neagicu? Neagicu pentru mine. Da. Și Neagicu Dobrin s-a dus la Real Madrid. Rețineți, Real Madrid în perioada de glorie. Președinte ce Santiago Bernabeu a vrut să-l ia acolo. Și mi-a zis Cătălin, ușe, mâncați arși gurata, mi era dor și de Gica de acasă. El era la Real Madrid. Da, da. Și mi-a zis să dau niște ture de teren. Și am zis, nu mai bine dau craci masiorului. Și am găsit un masior și am șcat cu el și am dat craci. Și ce ați făcut? Am plecat acasă după ce. Am mers prin fiecare 60 și ceva, am mers prin fiecare birou și mi-a dat niște ceasuri de plastic, că aveau marketing și PR în 50-60. Și a zis, să moară mama Cătăline, când am ajuns acasă, le-am dat la toți țigănul și ea din Pitești, dar a venit securitatea a doua zi, aveau 200 de ceasuri. Ce era să facă Neagicu cu 200 de ceasuri? Pentru Neagicu. Dumnezeu să-l ierte, da. Și a zis, băi Neagicule, acum sincer, eu nu permis să te cer pe mata trecu, că e... Băi, erai la Real Madrid și a zis, mă punea să dau ture de terembre. A, și mai era ceva, era Crăciunul, ea nu făceau sarmale. Mi-era dor de nebune. Și a venit acasă, Gicu Dobrin. Păi cu ăștia la ce să mai zici? Ok, boem, bo... cum vrem noi să-i spunem? Boier, boem și așa mai departe. El are Real Madrid. Ăia să băteau cu Ceaușescu, să-ți facem o uzină Fiat în țară, vedem noi ce dracu facem, lasă-ne-l pe ăsta să joace, că-l vrea Hento, Pușcaș, Santiliana și Di Maria, băieții ăștia-l vor să joace cu el, că să schimbe pas. Au jucat atunci. Da, da, da. Și el a zis, Neagicu, l-am găsit pe Masiori, i-am dat craș de la muscat pe ăla. Și, păi, ei alergau că nebunii, măi, aveau tricouri, uite, până aici, până la Buricude. Și mata, craci cu Masior. El a găsit un Masior și i-a dat craci. Și după 5 zile a zis, hai acasă. Păi ăștia nici n-au sarmale. Era un plut ceasurile cu plastic de ăsta, cu Real Madrid acasă. De aici trebuie să pornim. Nu uitați că e reclama aia la bere sau la ce și noi tot o luăm în derâdere. Zice, băi, ăla când a ieșit Burebista, cred că a pornit ok, nu s-a mai fi păstrat, o fi și invenție. Și a zis feții mei la luptă și el a zis, frate, e septembrie, s-a făcut vinul, nu strângem de jumătate de oaste. Și a zis, tăiați alea și el a zis, să mor tu, păi n-avem mâhamei să facem bere. Tot respectul pentru Hagi, să nu ne... A, nu, Doamne ferește, au prins epoși diferite, au prins... Total de acord. Dar și el spune... Și noi aveam despre cine să scrie. Mie mi-a dat Gică Popescu 2 ani de zile revista Don Balon, 96-97, cumpăra personal revista Don Balon, că era atemporală, pe mine mă interesau pozele și materialele, nu era de asta zilnică. Și se ducea la cursa Tarom, era o singură cursă Tarom, marți, Barcelona, București. Eu luam 7-8-3-ul, mai țineți minte, la verde, de la Unirii. Adormeam în el de 5 ori, mă dădea la jos, unchiule, ești. Hai, mă dă-te jos, că am ajuns la aeroport. Mă dădeam jos. Poftiți? Da, așa. Mă dădeam acolo, adormeam cu capul, cu băluțul așa pe geam, mă trezea ăla. Luam și mi-o aducea o dată pe lună capitanul aeronavei și eu l-așteptam drept frumos și ăla îmi dădea așa. Era un respect. Eu eram un puțar, bă, ăla era la capitanul Barcelone, el mariscal de Barcelona, marișalul Barcelone. Și îi dădea lui oprișeam 4 reviste Don Balon. Eu le luam, tremura, am trecut și de Unire, am ajuns la Piața Reșița odată, eu trebuia să mă dea jos la Unire, citind alea. Da. Dar ce vreau să zic, nu asta e important că citeai sau nu. Că Gică Popescu, capitanul Barcelonei, avea grijă ca o dată pe lună să dea unui ziarist din presa din România 4... Așa își crea imaginea. Că eu acolo decupam frumos tifețan și pârleam și furam, că nu era cu drepturi de autor în 93, 95, 95 cât era el. Dar avea respect pentru presa. Exact. Bă, ăsta face reclamă în România. Eu joc la Barcelona, dar eu când mă întorc, tot acolo mă întorc. Am stat 2 ani aici. Dar când mă întorc, meciul la echipa națională. N-a existat odată să mă duc să zic că nu, bă, că nu stăteam, că ăla venea cu plicul, să trăiți domn capitan, mulțumesc frumos. Dacă de mine, dar era reciproc. Da,
Dar nici eu nu puteam să scriu urât despre el. De ce aș fi scris? Mi-au povestit niște băieți de la Marca despre Raul. Raul a lăsat-o gravidă pe nevasta de 4 ore odată cu gemeni. Azi, bă, asta a fost lăuză 5 ani de zile și după aia săraca a tras și Raul pe lături. A tras și pe lângă. Dar a zis cum face? O glugă pe cap, vine cu un taxiu, nu e de apreciat. Dar a zis, fiți atenți, vine cu o glugă pe cap, se duce la camera 485 de la hotelul Cutare, noi știm tot. Dacă vrem să-l prindem, îl prindem în seara aia. Dar nu ne-a făcut niciodată niciun rău. Noi înțelegem niște nevoi fiziologice, da? Nu sunt normale, dar e treaba lor, familia lor. Nu ne-a scuipat niciodată cum vă scuipă aia pe voi, ăia tănase și cu aia, nu ne călcăm cu mașina. Îi prindem, face poza așa. Și băiatul dă o masă la sfârșitul anului în care mulțumește presei. Bă, dacă am vrea să-l prindem, îl prindem. Dar auzi, Cătăline, noi avem sportul așa de mișto și avem descris atât de mult încât umblăm cu găinării din astea. Și noi l-am întrebat, să moară mama în seara aia, dădeam, ești nebun, îl prindeam, Raul, la Vagabonde, cum, dă mare! Nu, a zis. Cum să nu dați, Raul, cu glugă, cum, soția, acasă, trei copii? Nu. A zis, noi gândim un pic altfel. Mamă, zic, să fi fost extraordinar. A zis, da, de ce să-i face rău? Că îl prindem, uite, acum nu era cu telefoane mobile. Stăm, colea, pac, hap, Raul. Simbolul Real Madrid, 17 ani la ei. Era pe efigie acolo, pe logo. Și a zis, îl prindem mâine dimineață. Și ce câștigăm? Stricăm tot, omul e giorno, ne dă interviuri, dă o masă de Crăciun. A zis, la voi, în țigănia aia, poate. Da. Aici să-l prindem, să... Nu, n-am spus că e ok. Ce face? Sigur, sigur. Adică, bă, ce băia bun e Raul că se duce la Golănci în timp ce nevasta naște. Nu. Dar nici nu. Altă mentalitate. Pe care noi nu înțelegem. Noi nu dădeam în seara aia? Bă, gămea și picioarele, tu care ne-ai înjurat și ia, vino mă că te-am prins acum și dădeai. Da. Dar ei gândeau altfel. Oameni de vârstă cu noi, la 30 ceva de ani. Și a zis, nu, noi îi dăm cu sisteme de joc. Du-te, bă, cu sistemele tale de joc, îl dădeam pe ăsta, pe coperte și de gol. Da. La 0-0 PSG Rapid București, Horia Ivanovici, titlul în Gazeta Sporturilor Cotidian din 1924, la anul face 100 de ani, să moară mama, ce rezultat? Și tabela 0-0 PSG cu Rapid. Uitați-vă că există. Să moară mama, ce rezultat? La ce tip de public? Cărui tip de public te adresezi? Pentru cine? Publicul panelist. Băieții de pe Giulești sau toată lumea sportului care să moară mama, ce rezultat? Băi, hai să nu transformăm acum limbajul ăsta acolo, via la cealaltă, punem, exact, da? Exact, exact. Dăm titlul. Sugio Ramona. O, Doamne. Sugio Ramona, cea mai tare carte în ultimii 10 ani ca vândută. Dacă, da. Că așa, în România cum o luăm? Că a făcut un băiat o analiză, păi nu, tată, ce s-a vândut? Sugio Ramona, băț. Da. Hai, noroc. Da. Și au greșit băieți că n-au făcut film. Uite, târziu s-au gândit. Da. Uitați-vă la team building și la taximetrii și la astea. Un milion de spectatori cu bilet plătit. Nu vorbim plătit Netflix și astea. Un milion. Noi suntem 16 milioane în țară, cu totul, că au plecat băieți. Fiecare al 16-lea om a văzut film. Că-i tânăr, că-i cu țâțangul, de la alt cu barba sură până alt cu țâțangul, s-a zis la film. Le-a făcut la 2-3 milioane. Aia văzând în casările, nu dau drumul și la team building 2. Hai, noroc, cum să nu dăm? Păi nouă noi... Controlează o atitudine, asta e... Păi, e chiar și put... Da, merge filmografia. Merge filmografia românească și avem la primile gopă pe cine să... Da, cam despre asta este vorba. Eu nu pot să uit, am avut chiar aici, în grădina Muzeului Național Literaturii Române, proiectul Cine Literatura, cu filme, mă rog, ecranizări după romani, știm foarte bine. Și înainte de fiecare proiecție aveam invitat un critic de film care să ne vorbească despre acel film, da? Dacă mai trăia cineva, că mă interesam, da? Nu e ultimul, a murit ultimul actor din film, mai erau încă patru. Aveam invitați, da, îi rugam să vină, așa am avut. Ce-i pe ea vii în film? Am avut anul trecut, de exemplu, Centenar Marin Preda, atunci i-am invitat, am avut Moromeții 1 într-o seară, Moromeții 2. La Moromeții 1 a venit domnul Victor Rebenciuc, a venit Steregule, a fost Mihai Groia Sandu, Ionel Mihailescu. Au fost aici de față cu noi. La Moromeții 2 a venit doar Tudor Gerge. Pentru că ceilalți n-au avut timp. Sau nu au considerat că și atunci mai e vina cititorului și a nu. Aici e o altă lume, mai e elitistă un pic, nu? Dar criticul acela de film, apropo de asta, și urma să fie proiectat o sândă acar. Mi se pare un film genial, da? Eu zic că în primele trei, dacă era în engleză, era Oscar. Că nu urcă el cu crucea. Și eu spun la fel. El și moartea lui Ipu e în primele cinstit. Ca joc. Da, normal. Și pe vremea aia să faci filmele astea. Absolut. Grijania mamii de viață. Să nu uităm filmările din cadrul bisericii, da? Într-o perioadă în care... Da, da? În care ăla demola câte trei pe zi. Normal. Și îmi spune criticul de film, nu, că cinematografia românească începe din 2010
Nu, 2000, când a fost Marfa și Banii? Nu mai țin minte. De la Marfa și 93, Banii începe cinematografia. Acolo, jos e. Nu, e până în 2000. După 2000. După. Marfa și Banii? Da, după. Cu aia de în jur în continuu? Da, măi, cu papi, de după. Papi? 2002, 2001, 2002. Mă rog. Eu eram siderată și am spus, cum e posibil să-mi spui așa ceva? Păi pui și Moara cu noroc, ce mai e atunci? Dacă de acolo a început în 2000. Mai trăiește cineva de Moara cu noroc? Ioana Bulcă. Da. Ioana Bulcă. Deci nu s-a stins odată cu domnul... Nu. Codrescu. Nu. Mai spun una și nu mă mai fac. Anul trecut, filmări cu Toma Enache, Enescu, Ploiești, și noi pe acolo, cu Pionezre și noaca, două tipe de la Valea Prahovei, ceva de genul ăsta, o televiziune, nu știu ce. Nu de la vin. Nu de la... Auzi, nu de la... Fă, ăsta nu e carul ăla cu, băi, ce dracu, fă și anul trecut l-am văzut, cealaltă. Da și fă dracu din gură, că am bătrânit și el. Doamne, deci, Doamne. Așa că România e dincolo de... Contează, eu zic, și ce educație dăm acasă. Fiul meu, tip modern, 15 ani, învață bine, 10 dintre întâia până între a 8-a, campion național la basket, adică trag de el cât se poate de leșină seara. Bun. Mă vede Osânda, mă vede moartea lui Ipu dând la maxim și așa. Ce faci, mă, tată, cu boșorogii ăștia? Bun. Reacție concret. Ce trecu, mă, și al negru și cu tare? Vine să-i dea, mai avea 3 zile, să citească toate pânzele sus. Zic, unchiule, ai comis-o, că ia uite cât e cartea de groasă. Bă, zice, dar film nu e? Ba da, dar e cu bulangia de juca un filmele alea, înțelegi, când treceai tu. Tot cu aia. Haide, mă, e la mișto să mori dacă nu-i tot cu aia. Zic, cu nea genuți, cu băieții ăștia, cu... Ia dă-mi un pic. 9 ore nu s-a mișcat. Păi ce facem, tată, zic? Deci, probabil că asimilează și ce vor ei, adică dă-i și vede, ok, nu cred că poate să uite la, la un vraca. Absolut. Nu cred la 14 ani. Dar ăla cu Ismaile, 2 luni mi-a zis, Ismaile, stam ciorba bună, făceam, păi ce faci, mă, că-i tot cu ea duci ca una. Păi da, dar ăla era greoi cu unul care vorbea așa, bă, zic, tu te-ai uitat la filmul ăla? După aia mi-am dat seama, stai-mă un pic, că poate duci tu prea departe, are 14 ani, frate. 14 ani ai noștri, nu-s 14 ani de acum. Da, corect. E cu totul altceva. Și am zis, bă. Așa, zice mă sa, bă, știi că la Chiulii de la Română, eu m-am, hop, direct, să pun mâna pe satâr. Cum a Chiulii, mă, de la Română, între a 8-a, când are nevoie? Bă, s-a dus în parc, în izvor și a citit Eminescu. Ce acum? Bă, zic, ce-a făcut, mă? Genial! Ia vină mâncoa, zic. Vine ăla, 1,95 la 14 ani. Ia vină mâncoa, 47 la picior. Nu prea pot să mai țip la el. Bă, tu ai Chiulii de la Română? El se uita la măsa, adică ce fac, confirm, infirm, zi repede ce fac. Da! Și te-ai dus în parc la izvor, da. Și ce ai făcut? Păi ce-am citit pe telefonul mobil Eminescu? Păi de ce dracu n-ai stat la școală, zic, la Română? Păi nu citeam și ea de lângă mine vorbește în continuu. Îl cert sau nu? Ce-i fac? Foarte bun. Da. Eu am crezut că mă ia măsa la mișto, Chiulii de la Română să citească Eminescu. Zic, bă, voi mă luați la bășcălie. A, așa să s-o obosi, zic, vin seara. Ce fac, îl cerți? Nu. Ok, l-a citit pe Minulescu, nu l-a citit pe... A citit pe mine. Și zic, merge, bă, merge. Ia zi, mă, că aia cu lacul, lacul cotul ăla, bă, și nu fer galben, încarcă. Hopa, mai du-te, bă, zic. Da. Dar la oră de ce n-ai stat? Păi vorbește aia în continuu lângă mine, colega lui de bancă. Poți să-l cerți? Stă 3 ore pe telefonul mobil. Nu l-am niciodată, nu m-am uitat, nimic, nu, parental, control cu tare. L-am luat într-o zi. Bă, zic, ia mă, când s-a dus la... Ia dă-mă cu telefon. E un blogger, un copil de ăsta de-a lor, care e bolnav cu cifra 7. 7 vulcani care încă mai sunt activi în Europa. 7 vârfuri, nu știu ce. Îl cerți? Nu. Bă, 3 ore state cu el așa. Nu, treci prin el, nu, te aude, băi, scoar, nu. Și zic, bă, ce vreau să facem cu alea? Și are ăla 7 vârfuri cu tare, după care le-a pe taxul, mă prinde pe mine. Ia zi, mă, că fii atent, vulcan, băieți, te bagă paștele, mă, tu ai citit alea de acolo și vii să... Nu-l mai cerți? Nu-l mai cerți. Noi, ca să aflăm 7, 7, 7, 7, luam cu tezătorii, veneau o dată pe săptămână. Da. Primeai ce-ți dădea oia, nu ce aveai tu nevoie. El se duce și dă ăla și m-am uitat la ăla, are un cârnat întreg de 200 de din astea, cei mai scumpi fotbaliști, toate domeniile. Poți să-l cerți? Ăla i-a făcut un rezumat, un compendiu, nu știu ce, bun. O să fie probabil tragic când ăla o să facă 7 opere literare și îți face 3 rânduri jumate la fiecare și zice că ai citit Moromeții. Da. Când eram la Jurnal Național și aveam acele ediții de colecție. Acolo voi ați avut o școală frumoasă, alea cu edițiile de colecție. Mie, deci... Multe. Jurnalismul, în primul rând, că este un microb care, dacă a intrat, da, nu mai iese niciodată. Da. Ca orice profesiune, bănuiesc. Realmente, care e de vocație. Toată lumea vine să ia banii pentru meditații, să plătească rate, chirii și întreținere. Dar un 1% trebuie să pui și suflet, nu mai mult că nu saltă nimeni statuia, adică când te-a prins, te-a dat afară. După 10 ani de antena 1.ro am luat site-ul de pe locul 75, l-am dus pe numărul 1, au venit 200 de băieți de la ProTV. Am dat afară în seara aia.
Da. Bă, că eu cari, ia și tu telefon, bă, nu-l dăm afară, că ăsta mai se duce pe la Neața, imaginea antenei cu tare, ia și tu telefonul și fă și tu un videoblog ca să nu-l dăm afară de tot. Da. Păi bă, eu care știți, era locul 75, nu se vedea, era într-o groapă, numărul 1, divertisment, hai mă, dă-i drum acasă. Avem meții din pro. Făceam 450.000 de vizualizări în fiecare zi, azi fac 260.000. Da. Ce faci în momentul ăla? Omor pe unul, gâtul, ce soluții? Ce soluții ai? Strângi bulendrele și pleci acasă. E, apropo de ce spuneam mai devreme, cimitirul, iartă-mă, de oameni de nenlocuit. Normal. Numai cruci. Când făceam acele ediții de colecție, deci în momentul în care se întâmpla, că a fost să fie, a murit Patriarhul Teoctis, da? În 5 minute noi aveam deja 24 de pagini pline, pentru că știam cu cine să vorbim. Păi imediat. Da, asta conta. Apoi cu la Răutul, la fel, același lucru. Știam cu cine să vorbim. În ce filme jucase, cine au fost colegi, cine i-a dat replici, că e teatru, că e teatru mic, mare, național, nu le încurcai, știai filme, hop, a fost, a jucam în aia, imediat dai drumul, plecau sinapsele, zic. Și aveai pe cine să suni, acum pe cine sun? Pe Ramona, care e sora mea, vorba aia, dar ce ai fost, ce am făcut în Cancun? Păi m-am dus plajă, am mâncat pește. Mamă, nu o să-ți vină să crezi ce a făcut Ramona în Cancun. Da. Ce a făcut, mă, nebunule, că ce face orice om? Plajă și mâncă pește. Am avut ediție de colecție, asta e o întâmplare pe care n-am mai povestit-o și la care țin foarte tare, apropo de întâlnirile cu oameni și de ceea ce face până la urmă un jurnalist și câte vieți atinge, înțelegi? Am făcut ediție de colecție lui Gionescu. Unde să mai găsești ceva despre Luigi Ionescu? Cine să-și mai amintească de lalele și toate cele? Eu știam de la tata că locuia undeva lângă patinoarul 23 august. Și m-am dus împreună cu, nu mai știu, Dan Marinescu, cred că colegul meu de la foto. Hai mă să mergem până acolo, vedem ce se întâmplă. Am ajuns acolo, m-am întâlnit cu administratorul întâmplător și mi-a spus, domnul, aici a stat într-adevăr, dar nu mai au vândut, nu mai e nimeni. Dar mai trăiește băiatul lui și dacă mergeți pe strada asta până la restaurantul cu tare și face stânga, are casa acolo. Acolo îl găsiți. Așa am făcut, m-am dus, am stat 2 ore în frig, era zăpadă afară, 2 ore în frig, așteptând să iasă cineva din acea clădire. Și a ieșit. Și zic, bună ziua, suntem de la Jurnal Național, vrem și noi să facem, știți cumva dacă aici locuiește băiatul lui Gionescu? Da, eu sunt. Ne-a invitat în casă, am stat de vorbă cu el, nu mi-a spus mare lucru pentru că nu avea darul vorbirii și nici nu-l interesa să vorbească prea multe despre tata lui, realmente. Dar ne-a oferit fotografii, am putut să le reproducem și mi-a dat o informație. Sora lui Gionescu trăia. Am căutat după aceea, mi-a spus și unde ar putea să locuiască pentru că nu mai păstra legătura cu ea, vis-a-vis de Teatrul Constantin Tănase de pe Calea Victoriei, zic, e clar. Am căutat în Pagini Albe, purta același nume. Am găsit numărul ei de telefon, am sunat-o, a început să plângă la telefon că își mai amintește cineva de fratele ei. A urmat o întreagă discuție, mi-a făcut toată ediția de colecție pentru că mi-a dat niște lucruri extraordinare. Am avut acele fotografii de la băiatul lui. După ce a ieșit ediția de colecție, am primit un telefon la redacție. Întâmplător am fost editorul acelei ediții de colecție și au mai fost câteva. Și m-a sunat, avea 2 băieți, cel pe care l-am întâlnit eu și altul care nu mai trăia, dar și soția lui a divorțat și și-a luat fata și a plecat în Anglia. Ei bine, acea fată m-a sunat la redacție să-mi spună că îmi mulțumește pentru că nu mai știa nimic de familie și a luat legătura cu... Și a trimis cineva. Exact, și au venit și s-au întâlnit și a fost o... Și cum te mă zic, ce important este să poți să faci asemenea lucruri. Asta era cu 15 ani, corect? Sau plus sau minus? Sau cât? Da, da. Mut-o astăzi. Era moartă din primă. Cine trecui lui Gione? Era moartă din primă. Da. Ediția. Moartă complet. Mindeai 3 bucăți. Pentru că s-au schimbat, acum ascultăm trapanele, adică manele cu trapanile. Ok, poate nici n-ar mai merge să ascultăm lalele, lalele. Adică eu dacă îi dau lui fiul lalele, lalele, dar lui fiul i-am dat Michael Jackson, l-a lăsat și cu el, cu Alan Smith ăsta, sau cum îl cheamă, Anna Walker. I-am dat și Depeche Mode și Bonnie Tyler, a ascultat și el 5 Gang, că la 7-8 anișor nu poți să-i dai Bonnie Tyler și The Cure, că nu pricepe versul, adică să nu luăm nici razna. Dar parcă nu-i mai dai nici Luigi sau astea. Și atunci trebuie să aurita cale de mijloc. Băi, ia vină-mi coașii, dau să asculte Gică Petrescu. Bă, ăsta era Dumnezeul cântecelor de pahar. Și el râde un picuț, dar ascultă. Gâdi la auzul, vorba lui Neachicoș Rostogan. Îi gâghi la acolo ceva. Și nu pot să-i bag Gică Petrescu la 14 ani. Dar omul ascultă. Contează, cred, foarte mult ce vede în casă. Acum... 3/4 din părinții din România sunt plecați în Spania și în Italia. Lăsați cu o bunică, trimis-o 1000 de euro, ia-i tabletă să mănânce să nu fie răcit. Când vine acasă găsește un grăsun de 100 de kilograme la 12 ani, care n-a făcut sport în viața lui și care se joacă pe tabletă. Nu l-a răcit. Omul ce viitor are?
Copilașul ăla, cu ce e vinovat? S-a dus Paula Herla și a făcut și a zis că 50.000 de astfel de copii. 50.000 înseamnă un stadion de fotbal plin cu copii care n-au mamă, n-au tată. Plecați așa, n-am mai văzut de 3 ani. Suntem ce fac primul ea? Loc ca număr de case de copii. Eu am un proiect în Marea Diasporă, 20 de ani, de 20 de ani trudesc pe puterile mele și concursia e destul de triste. Nu pot să dai ora exactă pe peronul. E din Gena, cei mai mari dușmani ai românilor din toate timpurile. Și cum, au fost doar. Și cum zicea și doamna, și nu se mai poate face nimic? Ba, ei, noi ne-am autodistrus. Uite, ne mai întâlnim așa, mai depunem niște amintiri, mai vine Loreta. Ei, cred că e maximum ce se poate obține. Pentru că nu cred că ai am cu cine. Am avut o surpriză, nu știu dacă ai apucat să citești. Deci după ce am fost la podcastul tău. Am văzut aia. Ai văzut? Da. Deci realmente am fost impresionată. Deci un tată a venit cu cei doi fii care veneau de la basket, da? Și au venit să viziteze muzeul pentru că m-au văzut când și a întrebat unde e doamna blondă de la Oprișani. Exact. Mă, unul dacă a făcut treaba asta. Unul. Nu e mare lucru. Uitați că întreba dumneai, mie îmi dau banii de la Casa Pariurilor să fac podcastul. Contează și cum te poziționez față de ei. Am zis, în secunda în care încerc să vorbesc despre un pariu sportiv, în secunda în care spune, să zic vreo cotă, băi, jucați 2 milioane, că bate aia diseară cu 2-0, să mă prind aia pe piață, să nu le iasă rezultatul, zică că ultimii bani i-a scapă pariul tău când te-o prind. Încheiem orice colaborare. Și există niște minți luminate în contextul, nu e ironie, în context, în zilele noastre, în contextul, care au spus, bă, dar știi, noi totuși suntem săi de pariuri sportive, tu dacă o chem pe Loreta și pe aia doi care vorbesc de filmul cu tare, fă nici nouă măcar două de sport și două de ce vrei tu. Există, astea sunt, cum să zic, găselnițele. Astea, da. Că unde mai e? Mai găsești un feratum, mai găsești o casă a pariurilor și i-am găsit pe ăștia de la Orange. Le-am zis, unul de sport, unul ce vreau eu. Unul de sport, n-am, da, să faci totuși vizualizări. Bă, cu ăla care vorbește despre timbre, n-ai cum să faci vizualizări. Dar omul îți povestește niște istorii de rămâi așa două ore, dar nu bei, nu mai nimerești paharul. Nu o să facă vizualizări. Voi nu vă luați acolo să vedeți că are 9400, zic, bă, 9400 și Bobonete are 200 de mii. Păi te duci și îl sponsorizezi pe ăla. Nu asta e ideea. Nu asta e ideea, că ăla de pre... Am luat și ea un loz în viață și de aici pornești, știi? Da. Știi, treci pe la... Unul din ăsta, dacă e, am vorbit despre Michael Jordan în ziua în care am plinit 60 de ani. Băi, Michael Jordan, nouă ne-a marcat copilăria, erau meciurile din NBA, vă aduceți aminte, singurul meci îl dădea Bogdan Stănculescu, duminică seară. Stăteam și îl vedeam, luni erai frânt, erai toată săptămâna frânt. Dar vedeai pe Michael Jordan, juca cu ălălaltul, cu Johnson, juca cu Larry Bird, apucaseră cu Scottie Pippen, cu erau niște coloni, nu price, stăteai și te uitai. Și am făcut la 60 de ani. Și Emil Hosulongin, care a scris cartea despre viața lui, bolnav, cu Jordan, 18 ani, a scris la o carte, bolnav, omul dus departe, așa, a fost la filmul ăsta cu Nike acum, știți că Jordan a fost cel pe care s-a mizat, toată lumea era cu Converse și un nebun de la Nike a zis, eu merg cu ăsta, băi, ăsta are 20 de ani, eu merg cu ăsta, și au mers și au revoluționat și povestea e chiar reală 100%. Și a fost la film și ăla i-a spus așa, ai fost la podcast la Oprișan și ai vorbit de Jordan. Nu, bună seara, nu nimic, direct. A crescut și mine franzela, a crescut și în ăsta franzela. Da, normal. Da? Reporter TVR 30 de ani, ăla nu recunoaște fiul doamnei Lucia Hosulongin, adică așa, șef pe la sport. Bă, ea nu l-a văzut cu microfonul la TVR, l-a văzut la un podcast la Oprișan unde ai vorbit despre Jordan. Adică, mai degrabă dau drumul la televizor și-l văd seara, cum ține microfon. Nu. Ok, e unul, sunt doi, sunt trei, sunt cinci, s-a mai dus unul la băi, am zis, bă, de frică că tâmpitule în orice discuție pe care tu o porți, o să zici, duceți-vă că o să moară muzeul tehnic. Muzeul tehnic, Oprișana ta, are o placă, muzeul tehnic moare, duceți-vă că e pila lui Carpen și muzeul de istorie. Și el a zis, să moară mă, ăsta, m-am suit în trend de la Craiova și am venit dracu să văd muzeul ăsta, că o să moară odată. Tu zici, e de cinci ani că o să moară și n-a murit, da? Mi-am luat copiii și am venit, tată, te pup, nu-l cunosc, îmi scrie pe astea pe Instagram. Da. Păi să vii de la Craiova. Și așa mai departe. Și a zis, bă, duceți-vă acolo că e pila lui Carpen, e perpetuum mobile de grad 2. Frate, aia funcționează de până 40, face curent, învârte un bec. Da. Duceți-vă să vedeți acolo. Știu! Și ciudățică. Numită... Politic. Na. Laura. Da, nu... Bă, Laura și... Da. Da, duceți-vă și vizitați acolo muzeul, că odată îl închide la Saul de Râmă, oricum clădirea de la 1906 de la 40 de ani de Carol. Că s-a făcut... de la 1905, by the way. Da, asta arată aia săraca. Na, cine investește muzeul tehnic în România? Electrica ESA? Băi, nu e obiectul meu de activitate, eu vă prind becul, lăsați-mă direct cu muzeul vostru.
Bun, dar Muzeul Național de Istorie n-ar trebui să investească cineva. Ăla bun, șuruburi, becuri și aia lui Justin Capră și pila lui Carmen. Ok, acum sunt răutăcios. Bun, de la Muzeul Național de Istorie. Ai spus-o de 400 de ori că n-avem clădire. Acum ce facem? Că n-avem din 2006 clădire. Vă dați seama că toate artefactele alea, toate pe unde ori sta, prin ce pivnițe, prin ce gunoaie, prin ce mizerii, Muzeul Național de Istorie, care e lucru care te... A făcut aia, au pus băbășcălie ăla de ținea mână, șobolanul ăla sau ce dracu era și au râs, și au râs să ia. Așa s-a cunoscut muzeul de... Așa s-a cunoscut! Bă, e ăla Traian care ține în brațe o șopârlă, un șarpe, un câine, un... Singurul eveniment important, gândește-te că a fost momentul în care inima Reginei Maria a fost... Atât au putut. Da. Și aceea cine știe pe unde au ținut-o, știi? Dar într-o cutie de plastic, da, în tezaură. Ea a fost parte cu Ranga, de unul dintre cei mai mari istorici de ai noștri, HD-ul, care era directorul muzeului. Și a zis, băi, ia să vedem ce e acolo. Și au dat cu Ranga și au scos inimă. Dacă ăia pe vremea aia făceau așa, ce pretenții, director și istorici, vestiți, ce pretenții mă să mai ai la ăștia? Mă contează și de proful ăsta al meu, iar le are împărțite în două, bulangioaicele, ca așa le zice, și alea unde stă așa. Și o să râdeți, dar cea mai iubită este profă de-a lui, este profa de geografie care are 64 de ani. Și zic, bă, ăsta are 14 ani, 64, face aia ceva de o iubește ăsta. E topită. Și mi-a zis, predă la studenți, la universitate. Și da, și nu văd legătura. Așa ne tratează și pe noi. Hopa! Ai văzut? Ăsta 14 ani. Așa ne tratează și pe noi. Nu băi mucioșilor, băi mucoșilor, băi nu știu ce. Nu ăștia, băi ăia de numă. Asta așa ne tratează. Și atunci zice, așa am și eu respectul. Bă, zic, ăsta cuvânt respect, m-am uitat așa la el, zic, cuvânt, da. Bă, dar de ce îți place de Hila? Că zic, are 64 de ani, nu e așa trecută, nu e, nu gând. Nu, ne tratează ca pe studenți. Hop, profa de română 30 de ani, nu halește de nicio culoare. Nu știe tati să-mi bage în cap nimic, nu iubesc nicio nea din cauza ei, mă duc în parc, citesc de unul singur. La Ziua Națională a Lecturii m-am certat. Contează și asta. Exact. Ok, nu poți să ai 50 de profesori perfecți. Frate, dar iubește-ți un pic aia, te înțeleg că ai ajuns la 64 de ani și că ai 25 de milioane vechi. Dar gândește-te și la ăștia, că vin acasă, uite, dracu cu Ștefan cel Mare și cu ăștia ai tăi. E așa. Ne învârtim, tu primești 25 de milioane, de 25 de milioane predai că mai ai un an de zile, te uiți la ceas. Diriga a intrat la prima ședință, clasa a 5-a, m-a trimis nevastă mea că era la serviciu, a intrat în clasă profă de spaniolă, că al meu e la Cervantes. A dărâmat, a pus catalogul la mașină, speria și a zis, bună ziua, următoarele leg. 1. Nu strâng niciodată bani pentru clasă, că eu n-am voie să ating fondul clasei. 2. Dacă vreți să faceți ceva, să puneți aer condiționat, strângeți bani între voi. 3. Nu fac niciodată nicio excursie pentru că copiii noștri, nu vreau să vă supăr, sunt niște pramatici, niște nerociți. 4. E ultima generație. Bă, nene, cine e asta? Eu am fost, nu e legendă. Bă, cine-i doamna și ce vrea? Asta ne-a spus în prima ședință. Păi eu ce să-i mai cer lui fiul? Da. Spaniolă, eu de-aia l-am dat acolo, duc din militar până acolo, pentru că și eu am terminat și am zis, bă, e o oportunitate în viață, toată lumea știa franceză și engleză. Da. Ăștia cu spaniolă, cu telenovela, mai Caterinca, bă, gândește că de la Miami în jos, inclusiv Brazilia, e lumea de asta. Nu mai vorbesc Spania și Portugalia, să stai cu alea aproape, da? E un univers de 1 miliard de oameni, 1 miliard și ceva. De-aia l-am dus, că altfel duceam în țigănie la mine la 156, îl sculam cu jumătate de oră înainte, băgam o sefie și gură, trecea strada. Nu, el în mașină, du-l 8 ani de zile, traversez Bucureștiul până în Plevne, ia-l înapoi, cine el ia cu ta. Și aia vine ce? Exact, nu fac nimic, ăștia sunt niște... Păi eu acasă când mă duc ce să zic, doamne ce dirigă ai mă, Edi, mâncați aia și gurița ta, se... Nu! Ok! Tu știi... Da. Nu fac din aia, dar în prima zi nu ne cunoșteam, măcar zici bună ziua, mă numesc doamna Lozinski, sunt diriga copiilor voștri, profăcutare. Am următoarele rugăminți, pentru că eu consider că ai voștri sunt, nu-l fac. Face muzica, da. Așa, nu o să fac nicio excursie, vrei, ei să duc alte clase în excursie, da. Îi doare. Da, bre, dar ce miște e să mai învățăm să spunem și nu. Da, corect. Dar nu veni să-mi spui că ești tu în ultima generație și e scârbită și pe ăștia îi mai duc și la revedere, după aia arunc la gunoi. Țin-o pentru tine. Da. Domnule, o să încerc să fac efort, sunt bătrână, domnule, și bolnavă, nu mai, nu știu, găsește ceva. Contează foarte mult și treaba asta. Apropo de faptul că aici ai avut surpriza de a te întâlni cu profesorul tău, tu îți dai seama că eu vorbesc la telefon în fiecare an cu diriginta mea din liceu? Da, în și eu la fel. Fiecare an. Doamna, dar eu 4 ani la facultate am fost la costum și la cravată și a venit domnul Horia Moraru și mi-a zis, ce mai veni să găsi bagabante aici? Era respectul, costum, cravată, vestă, am poze. Așa m-am dus 4 ani. Ok, trecut un pic, m-a evazat, mai. Așa m-am dus și domnul Horia Moran a venit și mi-a spus, băi, ai venit să găsi bagabante, dai umbli la costum?
Păi dacă tu ca prof aici îmi spui mie asta, nu m-am venit pentru că Dinu e așa, pentru că Matache e așa și pentru că doamna Frumoșan e așa. Eu nu pot să vin altfel, nu vin cu bluși tăiați. Venea la costum și la cravată, 4 ani de zile. Da. Așa credeam eu, decrepit, trecut, boșorog, cum vreți. Așa credeam. Dar tu de ce îți bagi joc de mine? Corect, ca profesor. Corect, corect. Nu te-am deranjat cu nimic. De ce nu mă lași în pace? Ai venit să găsi bagabante aici, mă, nu? Zic, de ce? Ce ești mă îmbrăcat așa ca generic? Păi avem examen, suntem în sesiune. Așa și? Păi și domnul Matache la fel. A, te compar cu Matache? Nu, că dumnealui avea o valoare, stătea altfel costumul pe dumnealui la 60 ceva de ani. Dar contează enorm și în momentul ăla mă aricesc, în momentul ăla te aricești și nu-ți mai place televiziunea și nu mai vrei să mai faci cu domnul și mai dai peste unul, peste unul. Ok, nu toți, că toți greșim, am admis asta, toți. Dar uite-te la ăștia de 14 ani. Aia intră în clasă la 30 de ani, bună ziua copii, și aia se întâmplă, bună ziua copii! De ce imitați muzică? Păi nu ne place. Același lucru l-am și aia de 65 de ani, doamna de 65 de ani vine și ține smirnă pe toți, le place și ăla vine acasă și face referate așa. Ce da. Trecu bă, zic, mai oprește, nu, că place la Hila. Ai văzut? O să-l oprești? Aceeași deci contează enorm, ar trebui să fie exact invers, aia tânără, apropiată, da, haide mă să da, facem, da. Să dăm cu Eminescu, bagabonțeală, cum să iubea, cu Micle, cu Fau, să vă duc, să vă faceți, unde scria el. Și l-ai captat pe ăla, l-ai atras, din 30 de inci, 20 sunt împins, dar 15 ei. O oră am stat de vorbă cu un elev la Ziua Națională a Lecturii care mi-a spus că el îl urăște pe Eminescu. Pentru că a avut o profă sau un părinte care i-a băgat cartea de poezii pe gât, învață-mă și el a învățat mecanic. Da. Și am dar unde dădea să învățăm mecanic pe Stănescu. Dacă îl înveți pe Nichita Stănescu mecanic, pleci acasă. Da, normal. Pleci acasă. Da. Și când venea cu versurile din Eminescu, adică tu nu poți să ieși mai mult, să facem următoarea analiză ce a vrut să spună poetul. Reversedul scânteat o știuitoarea deasupra flor de ter să-și cutere floare. Dorii mai fi pribeag acum înainte, mortoinic cu drag, aducerea minte. Ce este aducerea minte? Doamne, atâta se poate, atâta puteți ca profă de română? Atât puteți ce a vrut să spună poetul? Bă, l-a scris, hai să analizăm, hai să mai mergem la un Jebeleanu, hai să mai luăm un Surusu Hiroshime care e peste Luceafărul. Hai să mai găsim altceva. Noi avem arghezii, pop, pop, pop. Bă, așa scrie în carte. Amă, că după Revoluție a fost o deschidere uriașă. Nu mai te obliga nimeni să respecti alea acolo cuvânt cu cuvânt. Da? Apropo, azi e mai 3. Uh-huh. E 3 mai azi, da. Nu? Gluma celebră de autobază, mai 3. Loreda, tu zici de o copilă. Ce spunem despre domnul Cristian Tudor Popescu și încă o armată care v-a dărâmat și înmormântat și pe Nichita și pe Păunescu să încerc să-l scoți din vitrina literară pe Păunescu. Lăsați-mă și cu CTP-ul, pricepul la toate. Păi nu, asta vreau să vă spun. Adică, una e un om care să pricep. Un copil. Da. Când tu ești informator de opinie. El oricum nu înțelegea, i-am spus, eu cred că tu nici măcar nu înțelegi sensul acestui verb, a urâ. Realmente, zic, pur și simplu ai preluat-o din zbor și gata, nu-l pot suporta pe Eminescu, nu-mi place că scrie versuri penibile. El scrie cu o lejeritate de hale, trece la Eminescu, îl analizează pe Nichita, mai dă de starea economiei naționale, adică suntem buni la toate. Hai să ne da, pe bine, felia noastră acolo și fiu tu n-a luat bacul. Taxul ăla și mecher. Nu mai vorbesc și de critic de filme, da, că așa e. Da, fiecare e cu una și pe noi poate ne vede cineva strâmb. Știi, uite bă, cu grasul ăla și cu ăla, cu numărătorul de corne și așa mai departe, dar totuși am mai prins ceva, am mai prins niște corifei, am mai prins de și ei foarte răutăcioși. Bătrânii de la Gazeta Sporturilor, nu te 45 de ani am scris. Unchiule, du-te bă acasă dacă ai scris 45 de ani, lasă și pe alții mai tineri. Ia-l sub aripa ta și învață-l. Că mâine, poi mine, te șutezi, doamne, amintit, iartă-mă. Acum ai spus așa și mi-am amintit de Țuțu, pur și simplu, de Florin Condurățeanu, realmente. Adică amândoi l-am cunoscut, amândoi am lucrat cu el. Coleg de birou. Eu am stat ani întregi cu el în birou. Ani întregi, toate interviurile mele îl aveau pe Țuțu. Dar eu la Bobonete am vorbit o oră despre Țuțu Condurățeanu fără să aveam, doamne iartă-mă, de unde să știm și în 2 luni s-a dus. Da, da. Și am vorbit și am zis, bă, un personaj că imens. N-ai și filme, nu există ci un actor să poată să-l joace. Nici Tom, nici De Niro, nici Pacino n-ar putea să-l joace. Nu. Avea Dacie strunjită, tunată, făcută dintr-o mașină pe carburație cu benzină, o transformase într-una cu motorină. Doamne, iartă-mă, când îi dădea drumul, cădea Lenin de pe statuie de acolo, de la Casa Preței. Ce te uiți, mă? Băi, tuturor vei ce fumie, se văd în ea trei țari familia ta. Fabulos, în momentul în care suna era Dumnezeu tuturor spitalelor din țara asta și adică îl cum să nu-i porți recunoștință, adică ai absolut. Fi un cretin patentat să spun, Țuțu m-a ajutat și când am probleme cu maică mea și când bă, mă sun la 2 noaptea, merge la Oprescu de lămpi Paștele, mă, și a vrut Nea Sorin să mă omoare când am adus la secretare să-i dau șpagă, a zis, veniți din partea lui Țuțu Condurățeanu și umblați cu 2 milioane. Da. Ieși. Da, cum să da, nu povestești? Dar cum, dacă el ca personaj, bă, a zis porcul că îl întoarce pe Hagi la echipa națională, dați-mi mobilul. Pe cine, mă, Țuțule? Pe Rege, bă, pe Hagi la echipa națională. Cine, mă, porcul, bă, pe Unescu? În 3 săptămâni era întors la echipa națională.
Trei săptămâni, era aprilie, în iunie a jucat deja meci cu Ungaria și gazeta a dat titlul Hagi a fost mag, iar 2-0 cu Ungaria. Era presă. Da. La Marca se adună 7 inși și fac titlul de pagina întâi. Eu vin și îți dau doar subiectul, atât. Și am ieșit din încăpere. Noi ăștia 7 de aici pritocim 2 ore și titlul. Bă, nu e bine așa, nu se frazează bine, nu intră, are prea cuvinte multe. Ăla când îndoaie ziarul și îl ține așa pe tarabă, vede titlul, nu vede. Păi fii atent că ziarul stă pe tarabă așa, titlul e pe pagina asta, pe partea asta. Hai să-l dăm aici jos, aici pur. Departe! 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 Adică ei sunt undeva pe Marte, culeg pietre să vadă dacă e apă și noi suntem la Fălticeni. Nu! N-ai! Și atunci termen de comparație. Pe de altă parte ți-e ciudă, pentru că vorbești cu ei și ei nu știu jucătorul român care a ajuns acolo de unde provine și spune l-a jucat la Fenerbahce. Băi, băule, la echipa la tine de 2 ani, a jucat la Galatasaray. Nu interesează nimic. Ei sunt sopratuti, seamă noi, luăm 3.000 de euro și lucrăm la Marca. Un ziarist român cu pregătirea pe care am avut-o noi îi toacă. Îi toacă, îi pune pe jos și îi nivelează. Și ți-e ciudă că tu ești pe 1.000 de euro, l-ai pe 5.000 și scrie la Marca. Și ți-e ciudă, cultură generală zero, în afară de spaniolă nu știu nimic, când a venit un jucător englez David Beckham. Și ăla, you know, nu înțelegeau nimic, să opreau, stai un pic să traducem. Ți-e ciudă. Ți-e ciudă. Ți-e ciudă. Bă, sunt trei limbi străine, ăla de lângă mine știe 5, ăla îți așează echipele la rugby în viața ta, n-ai văzut, și se duce la ăla care are avantajul că s-a născut în Spania și al doilea că lucrează la Marca. Bă, Dumnezei presei, dar aici să dă ora exactă. Nu. Nu, că la o discuție cu el parte în parte nu știe ce râu trece prin Malaga unde e născut. Și vii și tu și spui, băi, aveți, mă, o fi Guadalquiviru, o fi ceva și așa mai departe. Și te simți, da, e o frustrare. Că ăla conduce Seat de 20 de ani și tu ți-ai luat o Toyota după ce ai condus Logan. Sau... E o frustrare. Bă, o punem parte în parte. Știți cum se spunea de antenă cu pro-ul? Tată, antena e mai slabă, pro-ul mai bun. Da, dar la aceiași bani nu. Adică hai să avem bugetul la fel și o punem parte în parte o lună de zile. Normal, dacă ești avion și eu sunt cu dălea cu elice, pornește vlai cu elicea, normal că mă bați. Așa și aici. Hai să ne întâlnim și vedem la cunoștințe despre sportul în general. Tu ai avut posibilitatea să ai o bază de date la Marca. Noi ne duceam la Biblioteca Academiei, stătea să te aducă la de jos din pivniță 2 ore în evenimentul zilei. Da. Și așa scrie materialul și ziceai, Doamne, mi-a adus mai și trebuia iunie. Doamne, nu e bun. Îl duceam cu 2 ore jos, până la ducea, se făcea întuneric afară. Și tu scrieai un material. Ăla la Marca avea o bază de date, țâc, și scotea materialul. Dar nu era cu nimic mai prejos. Aici este o ciudă, clar. Da. Clar. Pentru că ea vin și îți dau ora exactă în presă de Sun și tu când deschideai era fata de la pagina 5, pagina 3, cum aveau ei înțățișoarele goale, mă iertați, dar în de zile. Nu mai veni să o faci pe lupul moralist. Corect. Și tu dădeai cu prințesa Diana de omeneau ea toți până pe unde omeneau și dădeai poze cu ea și așa mai departe. Adică hai să o lăsăm... A, că e presă uriașă, gazeta de Lo Sport, L'Equipe, te face, că pe frontispiciul tău scrie L'Equipe, tată, e jurnalist la L'Equipe, El País, 800.000 tiraj, ori 3 inși care citezi ziarul, materialul tău e citit de 2,4 milioane de oameni într-o zi. Concret. Ești șmecher. Dar El Paisul, nu ești tu neapărat. Adică uitați-vă că au și ei niște scăpări, au niște... Tu lucrezi la un ziar unde ai 16.000 tiraj și unde te plătește, zi mersi. Bă, ți-ai luat banii, da, zi mersi, bă, păi cum, băi? Da, bă, dar așa odată la 3 luni întârziere, zi mersi că ți iei la timp. Adică ai ajuns să te bucuri. Cine a ucis presa? Ce libertatea presei? Păi pun la libertate, am 30 de ani anul ăsta. Vă dau cuvântul de onoare că în viața mea nu mi-a spus cineva ceva să scriu. Că am ucis-o noi, cu materiale urâte, că am dat... Dar să vină cineva la Neața 10 ani de zile să mă întrebe, bă, ce dai? Corect, eu autocenzură. Nu dai în profesorul Voiculescu, nu dai în vedetele Antenei 1 că l-ai un bețiv și un drogat și așa mai departe. Dar asta e autocenzura. E, pleacă din tine. Normal. Bă, nu prea pot să dau bendeac, l-am văzut muci ieri, sau ce să dai? Omenia. Că peste 2 săptămâni ai nevoie de el și ai nevoie de un material, e... Hai, mergem înainte. Că înainte era mai bine. Omenia. Dar până să discutăm ce înseamnă salariu, presă, cine ți materialele, cine ți le cenzurează, noi am ucis-o și nu mai e despre ce să discuți. Despre ce? Câte ziare mai sunt acum? Efectiv, câte ziare mai sunt, câte reviste? Te bucur că mai trăiește magazin istoric care e șchiop și fără o mână? Și care n-a putut să alinieze la standardele moderne? El tot pe hârtie din aia o scoate? Păi el a fost și formula asta, gândește-te că e la fel. Și cu omenia până la un moment dat, pentru că vine la un moment dat zugravul și scui pe toi sfinți și te duci în altă parte. Da. Ești luat de altceva. Da. Și nu poți să faci bine de rău singur. Nu poți să faci bine de rău singur și nici rău de rău singur. Am fost la mănăstiri la Suceava, acum că am inaugurat un magazin Madhouse acolo și am dat-o pe turismul egumenic.
N-au nicio treabă nici unii de acolo. Țipă, urlă în biserici, cântă, dansează, numai că nu pun manele. Pe de altă parte, ăla când îți vine la Pudna și îți începe expunerea, îl asculți o jumătate de oră, nu, îți intră musca. Pentru că vorbește, de exemplu, și acum te duce la Giulgiu, ți arată Giulgiu ăla și spune: și acum haide să lăsăm să doarmă ca să mai putem să-l vedem și data viitoare. Hai noroc, m-ai atras. Ce? Că poți să, băi, să închidem becul. E o diferență. Ce? Să închidem lumina, să lăsăm să doarmă, să-l mai putem să vedem și data viitoare, că e de la 1500. Da. Pac, ți s-a făcut pielea de găină de 3 ori. Te duci la maica stareță la Voronești și începe. Așa cum spunea și Luca 2:14. Stai, bă, puțin, că eu nu sunt teolog, nu știu astea ale voastre. Explică-mi despre ce-i treaba aici. Așa, bă, așa. Și atunci Sfântul Avram, Evanghelia 2:14, 2:28, deci stai, mă, ce zici că scotele apelor Dunării? Nu, nu mai atras. Ai nu mai atras. Padre e departe. Dar cât sunt ca el? Găsești o maică starestă la Sucevița. Râdea așa, zic, ce trecură de Doamne, iartă-mă că suntem mai... Când a început să vorbească, liniște. Te atrage, te duce, te cutare. Sunt oameni cu har. Absolut. Sunt oameni cu har. Dar și tu, dacă ești maica stareță la acolo, o pui pe aia care știi că are darul vorbirii, nu pui un șchiop, un orb sau un gângângângă să-ți povestească. Pentru că mă gonești și mă duci, zic, du-te bă cu mănăstirile tale de aici. Și atunci când vine și ăla îmi povestește și nu știu ce, te duci la București și spui: băi, tâmpitule, tu ai fost acolo, du-te bă repede, fă turul, mâncați, așcazează-te la Suceava și iau, să vezi cum povestesc ăia. Contează enorm, e vorba... E vorba despre om, cred că totul se reduce la ce filtrează el și ce transmite mai departe. Bă, sunt în ultima zi de școală, mi-e scârbă, mi-e cutare, dar îmi fac treaba, mă, și după aia îmi bag picioarele în tot ce s-a întâmplat în învățământul românesc și cum ați chinuit voi nenorociților 35 de ani. Dar copiii încep să plângă. Da. Eu acum noi ne ducem în fiecare ultimă joi din an la Cervantes, toți absolvenții, bine, toți, vin 25 de leșinați. Și mă întâlnesc cu Govorica, profa de fizică, în mod normal la strânge-o de gât la ce mi-a făcut în doi. Dar respectul rămâne, mă lipesc de perete. Absolut. Eu, doamnă, în vârstă, am zis, paștele, nu, e să rămână, doamnă, m-a schinui 4 ani cu fizica, cu... E respectul. Acum ăștia sunt o bună dimineața copii, bună dimineața copii, bă, de ce o imitați? Păi nu ne place. Și aia se enervează, ia scoateți un foi de hârtie toți. Ia scrieți, mă, hermeneutica în cutare. Trei toți. Ei nu știu să scrie. Îți dai seama. Păi cine a început? Da. Eu am intrat și v-am dat bună ziua. Că voi nu mă nu știu ce. Și să duc o părinții la doamna directoare. Doamna directoare, chiar n-am găsit-o decât pe asta de trei. Domne, nu vine nimeni. Chiar n-am găsit-o decât pe asta. Uitați-vă ce mașină are afară. Pac, te uiți pe geam Mercedes. Ziceți mersi că vine, că ea nu stă de bani. Păi de ce dracu stă? Dacă n-are bun să stea acasă, eu știu, nu știu. La 30 de ani, dacă ești la a doua sau a treia generație și deja ești prăfuită și ăla să duce în parc să citească că ați dus la oră la tine, înseamnă că e ceva. Am întrebat și pe ceilalți copii că poate ăsta e al meu defect. Nu. Ai undeva ceva. Bă, de la geografia asta cât stau toți? Ai văzut? Nu pleacă unul, rest. Rup poarta, rămân 5 în clasă. Într-a 8-a să fii chiulis, fii rămân 10 în clasă, o dădeai pentru a 11-a, 12-a pe bagabonțeală. Și era bagabonțeală, mergea în 5 milioane. Câte absențe ai avut în maxim? 10 adunate. 4. Și bagabonțeala era în 5 sub la ăla, adică nu era bagabonțeală. Între 8-a să-i fi zis colonelului, lipse și eu, ai pleca o carabă de 24 așa pe moale capului, dar acum vorba doamnei, e cu bullying, nu mai da, voie. Da, da. Ok, poate nu era nici așa bine, pentru că stau de vorbă cu sportiv și mi-a zis, știi, când m-am retras eu, când a venit bola și mi-a dat o palmă în cap. Fotbalist bun. Da, și a zis ratasem. Într-adevăr ratasem. Și a venit și a zis, paștele mătii. Și a dat-o pe aia, pe aia și a început să râdă toți. Și în momentul ăla a zis, pa, aveam 22 de ani, aș fi putut trece peste și am zis, nu, dacă ăsta e sistemul de aia, pa, și n-a mai venit. Da, și s-a terminat o carieră. Da. Nu știu unde ajungea Maradona, Messi și așa mai departe. Dar la 22 de ani, el când stătea așa, ce băi, și așa eram vai de cap, atâta o cazma, poc! Poate nu e ok nici așa. Poate o dăm că sistemul românesc de antrenament mergea și ei făceau pante pe zăpadă și venea jucătorul și întreba, domn profesor, fiți amabil, noi pantele astea pe zăpadă unde le găsim pe teren? Băi, te bag în paștele mătii, dai drumul la pante. Și el zicea, dar eu pe terenul ăla lin la 40 de grade afară, unde găsesc zăpada până aici și pantele astea? Băi, boule, screzi picioare? Nu, se poate și altfel. Se poate și altfel, dar a funcționat, a mers, trăim din amintiri. Că amintirea e singurul rai din care nu putem fi alungați, nu cum ce are Roger Foucault. Dar e păcat. Uitați-vă, am avut un Halep 15 ani de care am tras, nimic altceva. Când a murit Halep, a apărut Popovici. Ce mai avem altceva? Mai ziceți un idol. Numai cu Nadia, care are 60 de ani. Ce idol mai avem acum? Dar nu e obositor să trăiești pe spatele Nadiei și a lui? Ba da! Nadia, am primit 62, da. Nadia, am primit 63, da. Nadia, la mulți ani, sănătate, da. Hai să găsim 70. Da, 70, da.
Țiriac, 80, la mulți ani sănătate, alții Năstase, bă, nu mai avem alții. Nici tu că amintește bine, dar... Da, e foarte frumos. Da, vine ceva din urmă, cu cine să faci? Denis Mann? Cu cine să faci? Da, ok, dăm fotbalul deoparte, hai să luăm la basket. Fiecare echipă care bagă banul zice așa, vreau rezultate concrete, eu trebuie să bag 4 străini și un jucător român. Jucătorul român joacă 7 minute. Antrenorul echipei naționale vine și zice, din ce fac națională? Din ăsta care joacă 7 minute? Eu ca patron de club zic, băi, ascultă-mă, mă doare la bască, bă, de echipa ta națională. Eu am băgat banii ăștia, eu mi-i scot numai cu jucători americani. Și sunt obligat să ți-l bag și pe ăsta de 18 ani. Ăla de 18 ani e partea echipei naționale. Te prind lituanienii și îți dau 120. Fac antrenament cu tine. Și tu începi. Ce începem noi? Păi când era, bă, cu Costel Cernaș, cu băi, și erau 60 în Floreasca. Noi suntem în 2023, uite-te la ăștia. Joacă 6 minute. Ce faci? Du-te, bă, tu și dă banii lui ea să-ți bage 10 români. Și uite așa, ne învârtim și ne învârtim și ne învârtim și ne plângem. Ăla zice, tată-s banii tăi, mă? Bă, eu am o fabrică de mezeluri. Nu spăl banii. Îi iau și bag în basket. Eu dacă nu ajung în cupele europene să-mi scot și o pârleară înapoi, nu-i mai bag. Îmi văd de cârnații mei. De ce dracu sunt obligat eu să bag în basket? Da? Și atunci începe. Și uite așa ne învârtim. Și ce soluții găsim? Vino bătul cu 100.000 de euro sau cât e la ăla. Ne învârtim de nedă. Nu găsim corect. Nicio soluție. Doamna întreabă ce facem. Da. Și atunci vine aia, tati. 18 ani. Știți că era bancul pe vremea lui Ceau, unul pe Lipscandă zicea, vindem bilete București-Frankfurt. Și ăla întreba, duși întors? Și ăla zicea, cu proștii nu stăm de vorbă. Cu dobitocii nu stăm de vorbă, altul la rând. Băi, du-te de aici, știi că să faci autostradă București-Frankfurt cu 6 benzi, 3 de duși și 3 de depășire. Unul i-a picat fisa, dar n-a mai venit omul. Eu lui fiul meu ce zic la 18 ani? Tati, tirează în Spania. Sau te ajută tactul, aici te bagă el la vreun ziar. Care ziar? 3 este 3 foi? Te bagă tactul într-un online? Până îți faci tu un cutare? Și el zice, păi și nu vă mai văd. Băi, ești bou, du-te acolo și ne chem tu, venim de două ori pe an, de Paște și de Crăciun, dar du-te să-ți fie ție bine, că lumea te-a ajutat, tu ne-au fost bine. Sau ei s-au descurcat, tot dacă poți să ai 3 limbi străine, știi, franceză, engleză, spaniolă, te bă acolo și fă ce fac. Nu știu, bă, te descurci, dai din coate. Ce-am făcut și noi aici? Nu mai sta sub curul lui tactul să te bage la un ziar. Și zice lumea, păi ce facem, mă, ne gonim copiii? Nu, mă, că la Kiss FM când ne-a dat aia, a zis 124 de pagini, m-am dus, le-am printat bucul ăla de cutare și zice, domne, noi suntem cei mai tari, tot timpul trebuie să spunem pe post că România e cutare. Și le-am zis, ia veniți, mă, uită, citiți știrile astea, mă. Unde dăm noi că România e cel mai tare țară? Unde scrie, mă, că noi trebuie să fim Dumnezeii planetei astea? Ce edict s-a dat? Că trebuie să fim buni la fotbal, la sport, la română, la olimpiadă. A, că avem 3 vârfuri, 5 vârfuri, 8 vârfuri. Ia veniți, mă, de citiți știrile cu ăla care a scute coasa pe obuz de 4 ani de zile. În Prahova, pe obuz nebubuit în al doilea război mondial, nu v-ați lui. Uite așa face cu ea cu scânteile. Buboi era de jumătate de sat. Doamne. A zis, dar stați puțin, că nu sunt numai eu. De ce mă luați pe mine? Tot satul ascute pe obuz, dar nu se știe. Uitați-vă. Ei ascut pe obuz cu asta, fac niște de alea și ăla e cu praf de pur, cu pușcă în el. Da, e... Și nu e vas lui. Și nu e vas lui, e Prahova. E da? Adică, ha, pe ăia la îndol și îl scot pe ăla, îi bagă țărușul că e vârcolac și noaptea le putare. Și au ritual, scot la 7 ani, îl spală, îi bagă țărușul că ăla e vârcolac, nu-i lasă noaptea să doarmă. Și tu vii și îmi zici mie că trebuie să citesc că România e plai de dor, că avem 33% și 33% munți și 33% apă. Hai mă, las-mă în pace. Hai să o dăm pe dreptă. Păi, dar avem vârful ăla de merghi la cacare, mă, sunt 6 băieți ochelariști care trăiații să duc o conservă de pește că statul român nu le dă nimic, le-a dat unul de la Dedeman 30.000 de euro acum și au niște tricouri. Noi suntem campion mondial la table, la backgammon, campion mondial. Tablele pentru noi înseamnă aia de joacă maneliștii sau ne ridicăm noi așa și la pește. Și... Nu, tablele pentru ei înseamnă un băiat care, al doilea membru al echipei stabilit în Canada, care vine să joace pentru echipa națională României, a rezolvat o teoremă nerezolvată de 25 de ani. Asta a fost lucrarea lui de diplomă, i-a blocat pe canadieni. Deci astea sunt tablele, asta e backgammon. Gândește 16 mutări înainte, 16 înainte. Tu ai dat 4-2 muți și el zice, țac, 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 țac. Deci sunt genii, sunt a beautiful absolut, mind, ăla de desenat pe geam, cu creta, ăla, cum Russell Crowe. Da? Și am zis, și zice, domnul Cătălin, când ne-am dus acolo, noi suntem 6-5 care joacă și o rezervă și n-a vrut nimeni să ne dea o cămașă să ne facă și nouă aici tricolor. O cămașă am vrut. Toți erau acolo. Și ce ați făcut? Eu sunt din Brăila și mai am, dar genat. Am niște prieteni. Hai, domnule, zi. Am niște prieteni la Braiconf. Exact. Și mi-au făcut alea. Și acum imagine de sus cu campionatul mondial de table unde România, Big Game, unde România așa. Ăia, șepci, tricouri, desfășurat în cea mai veche așezare romană din Germania, într-un castru.
Mannheim, ceva, nu știu, nu vreau să greșesc. Bun, nu asta contează. Franța, France, pe spate, pac, filmat de sus, scutare. Românii, trei tricouri de un fel, trei pe de-astea cu trei aici, și ei las trei au alta, că atât a putut și băiatul să ia de la Braiconf. Adică ne batem joc de orice. Cine, mă, table? Băi, tablele nu sunt alea, mă, de spargem noi sămânță și dăm cu zarul. Sunt niște genii care se duc, și oameni de viață, profesori pe la Politehnic. Mi-a zis așa, la Politehnic am 80 de inși în an. Institutul Politehnic anul trecut, nu vorbesc cu 1982. Anul trecut, la 82 era școală. Și a zis așa, 80 de inși, 40 sunt analfabet funcțional. Nu poți să faci nimic cu ei, au intrat la Politehnică. Nimic. Niciun proiect, nimic, nimic. Profesor. Lector. Sau, mă rog, nu contează. 20. Mai stabilești o legătură și cu 20 se poate lucra. Bă, zic, stai un pic, că nu e chiar așa. Inginerii români care străpungeau 12 tuneluri, trecea trenul și cu... Băi, auzi că 40 nu se poate stabili cu ei? Nimic. Dar zic, de ce, cum adic? Nu se poate. Păi zic, au intrat la... Ce au intrat, mă, s-a adunat media cu aia, cu aia, cu aia, am luat după stradă ca să facem... Să adunăm 80. Institutul Politehnic București, 2022. 80 de inși, 60 sunt out of order. Rămâi cu 20, care mai trec și ea pe la școală. Părinții trimis acuscă și bani de la țară că copilul e la Institutul Politehnic. Băi, ești nebun, ce dracu, e politehnist, e pe vremea noastră, când era în poli, în poli erau cei mai deștepți oameni. Când a zis Neanicu când o face propriu mere și lichita micșunelei, s-au dus și au atârnat în plop pere. Hai, noroc, în 87. Așa au făcut. Da? Și așa mai departe. Și a zis, băi, stați ușor, că sunt de departe. Și scoteau, ei aveau o foaie de hârtie și primul din prima bancă de acolo începea un cuvânt și ultimul trebuia să-l termine. Și erau așa, Pișvaițăr, Guruțușcă, Mani Cordelu, Țubahau, n-aveau nicio... Bă, erau băieții, ei asta făceau în timpul să scriem un cuvânt. Și ăla scria, Mani Cordel, dă-i-mă-l ăla de spate. Și ăla zicea, Țubahau, dă-i-mă-l ăla de spate. Guruțușcă, dă-i-l ăla, și așa mai departe. Da. Unde sunt ăștia? Da. Unde sunt ăștia? Eu trăiesc într-un sector 6, într-un cartier 6, în CCM, care nu a avut, nu are și nu va avea niciodată niciun muzeu. Cum îți vine să trăiești într-un din ăsta? Unde duci tu copilul? Nimic, unde duci tu? Nimic. Că el asimilează Cotroceni. Băi, ușor, ușor, ușor cu Muzeul Național, că acolo nu vin băieții din militari. Grădina Botanică. Da? Grădina Botanică și Cotroceni. Unde am un muzeu? În sectorul 6. Unu. Au făcut la plața, ne trândim pe trei cuie și e muzeul senzitiv, simplu. Ok, civilizat. Băi, inițiativă privată, toată stima. Sunt două muzee private în România, deschise și omologate. Unul Țiria Collection și unul Muzeul Fotbalului. Exact. Investiții private. În restul nu mai e nimic. Din astea făcute așa într-un bloc în Neanicu și cu două telefoane cu fisă, ca să ne aducem aminte de comunist, astea bășcăli și unul pe Lipscani. Nu, nene, cu bani, cu bilet să intre să rămână copilul ceva. Bun, acolo inițiativă privată, în plața n-avem ce comenta. Ziceți-mi de stat. 311 școli în 1989. Câte școli sunt în București acum? 311. Nu s-a construit nicio școală de stat în 30 de ani. Niciuna. Păi n-avem nevoie. Bă, nebunule, să o ducă ea în spate cu WC-ul în spate, dărâmă-le și... N-avem nevoie, că copiii s-au redus perfect. Să spun ceva. În liceul la care eu am învățat, de-abia ce a fost demolat. Nu mi-a venit să cred când am auzit. Da? Păi da, s-a făcut catedrală. Păi nu, a murit copilul aia de azi. Ok, de nu, dăm, nu dăm acum, că bă, dar înainte de a băga religia... Nu. Dar cu toată stima, înainte să facem să dăm religia la bac, haide mă să învățăm să salvăm oamenii de lângă noi ăștia. Exact. Băgăm și religia la bac. Dar hai să-l tragem pe ăla un pic, să-i sară ăla muștucul din gură să nu moară. Care 14 ani și toată viața înainte să ne cap un jeleu. Dar nu se face botez de urgență în maternități și în spitalele de copii. Da, da. Și să nu moară, sau dacă moară să fie... Exact, da. Da, da, da. Nu discutăm că, bă, dacă nu se făcea catedrala, se făcea spitale, că n-ai făcut nicio școală până la spitale și până la astea. Fac fetele alea două, te umilesc. Da? Asta, colega mea, Liana Stanciu, când a avut fetița cu probleme și cu miță de la bere gratis, a rezolvat-o Marie Curie-ul, l-a luat și l-a făcut tot Budimex-ul cap-coadă. Bă, ție nu ți-e rușine ca stat. A venit aia și putea. S-a operat Nea Mircea Lucescu la municipal și când a venit Ahmetov a zis, mă mâncat v-aș gura voastră, voi operați aici cu un cuțit și cu o furculiță. Și a făcut două etaje într-o zi. Da, da. L-a sunat un băiat, a zis, încarci în avion, 5 și 6 le început. Băi, nu că noi stă, băi, lasă-l mă pe ăsta în pace să-ți facă, să aduc un tomograf, că voi trageți cu un cui pe om și vedeți ce are. Nu mai vă umflați. A venit Ahmetov cu un avion și a zis 5 și 6-le sal meu, blocați un pic cât îl operați pe Nea Mircea, vi-l fac eu după. Și a adus toate alea. Ușor, lăsați-i măcar pe ăștia.
Și tu pui piedică la orice ăla, a venit și a zis, bă, am făcut muzeul fotbalului mondial. A căutat mingi vechi, s-a dus acasă la Gică Popescu și i-a spus, băi, Gică, tu dacă ții tricourile astea la tine, le văd de fiică ta și cu nevasta, mă, le văd. Și doi prieteni când veniți la o beție. Dă-le, bă, să le vadă, împrumută-mi-le, dă-le ca la biserică, exact. Închiriat cu tare. Și a făcut. Și a zis că au început să mă calce polițiștii, bă, dar tu ce nu dai și tu ceva, că am văzut că aici ai un restaurant, și veniți la muzeul fotbalului. Că ai aici să poate mâncăm și gata, din prima zi au apărut. Băi, și le-a zis ăsta și ăsta bagabon, băi, întâi vizitați muzeul, mă, și după aia. Ei veniseră că au văzut că are ăsta Dinescu jos restaurant să pârlească și o ciorbă la muzeu. Băi, lasă-mă muzeul de-al dracu, dai și tu o ciorbă, că dacă nu te călcăm, știi cum, cu sanepid, cu astea te prindem. Te facem. Da, și da. Te închide. Și ăla are investiții 1,1 milioane fiecare, au dat 2 milioane 200 privat, că spală barcă, treaba lui. A deschis un muzeu, omologat, un muzeu în București. Și îl calcă ăla, dai mă știu, o ciorbă. Polițiști tineri, ăștia înalți, drepți, ochi albaștri, părul blond. Adică mai stăia burtoși pe vremea noastră, dar era, dai mă știu ceva. Și ne învârtim. Deschidem acum Gazeta Sportului și vede știrile cum arată, fără să fi vorbit. Cum arată gagica ăluia, ăla i-a luat-o pe ăluia, fosta lui ălaltu. Dan Petrescu... Pe sport. Mașină, ce scandal am mai avut la vestiar că și-a cerut bani, el și-a cerut pe drept. Băi, nene, dar noi când mai mâncăm, că nu ne-am mai zis de 3 luni. Ia afară, mă, toți! Nu, este o cine la sala, la muzeul Palatului acum, fotbal. Păi da, că e aia cu, da, cu... Așa. Și ne bucurăm că avem un bazin, cel mai tare bazin din București la Otopeni, cel mai tare patinoar din București, capitală, 4,5 milioane de locuitori la Otopeni. Cum duce bunica copilul la not? Bunica, cum duce? Cu tramvaiul, era pe vremea noastră. Tolontan a scos una imensă, a zis așa, bă, când faceți podiumul, mai faceți unul în spate pentru bunicii care au cărat rucsacul. Să face pielea așa. A zis să-i suiți pe copii, 1, 2, 3. Dar în spate mai faceți încă un podium pentru bunici și pentru tați. Ăia de-au mers cu rucsacul și cu apa în rucsac. Așa, da? Așa. Cum duce bunica la Otopeni? Copilul vrea să facă not. Pe el nu-l interesează altceva. Tu îl cotești, băi, n-ai vrea fotbal? Bă, nu vreau. Prințule, poate vrei basket, că avem mai. Bă, nu vreau, vreau să fac not. Păi da, dar n-are bunic cum să ducă până în Otopeni. Și nu e vorba numai de asta, că cum spuneați și mai ales că în lumea dumneavoastră e cu totul, bă, numai să faci o cronică teatrală, nu înțeleg nimică. Să duc toți ăștia și scriu pe Facebook cum a fost oameni de treabă. Ăla zice, genial, ăla zice, o prostie, bă, o bășină, ce genial, ăla zice, rol senzațional, ce rol senzațional? Nu mai e după cine să mă iau, pe cine cred? E mai grav. Rămâne doar să... E și mai grav. E și mai grav, există evident. Există fenomenul de gașcă, dacă nu faci parte, da, 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 de la da. Cu reportaj, o să râzi. Andrei Păunescu mi-a zis, bătrâne Florian, dă-ne că imediat. Da. E în toate chioșcurile. Da, e vizibil. E vizibil. E un nume, e un brand. E un brand. Și a zis din prima, zice, și cum, adică? Da, cât sunt ca el? Păi zice, te rogi de noi, pe cum? Cât sunt ca el? Hai noroc. Du-te la Peter, ceea ce ați făcut dumneavoastră aici și în ce hai, spuse că dacă am vorbit, m-am simțit într-un fel ca acasă. Și pentru mine este acum foarte bucuros. Da, eu cred că publicul și taxează treaba asta. Bă, îl vede pe ăla, că povesteam cu domn profesor înainte, că bă, tu te duci în piața la veteranilor. Păi stai mă, mie nu-mi plac merele. Păi eu nu mănânc roșii, stez nebun, dar ăștia care apar la televizor sau care vorbesc la microfon, ia cu ce să halesc? Cu ce mănâncă ea, mă? Păi stai de 41 de ani militar, unde vrei mă să mă duc? În Chiajna să fac un grătar, să fac 2 ore jumate până în centru? Să-i mamă, ce vila am. Unde? Unde? Așa. Să mă tată în militar la mine, țețe mea, mi-am pus centrală, nu mai mă interesează, nicușoare, fă ce vrei, ține-i pe ăștia. Omul cât trăiește în gheață, cum asta e lozinca la noi, țețe mea. Omul cât trăiește da, în gheață, tată. Cred. Și așa mai departe. Lasă-ne, bă, așa muritori, că palpabil să vezi cu oamenii, te opresc că e neoprișene, mai dai un 20 de lei să mai duce la bea o bere, să mai roagă de sănătatea ta. Fii, tată, că rest... Le-am spus tuturor, noi ăștia de apărăm la televizor, dacă n-apărăm mâine, nu se întâmplă nimic. Dar băiatul care nu vine cu gunoiul și 45 de grade afară, e un pic mai nasol. Care dintre noi e mai indispensabil ca izmenele? Da. Eu zic că ăla. Da. Am văzut ce a făcut Clotilda. Da. Dar era da, tot da, unul da. Bubuia. Erau șobolanii cât... Nu ne spui că ea avea aici. Era șoare cu parte în parte cu omul. Și atunci astea cu capartul la televizor și că o să plângă ea mâine după tine. Da, mă, nebunul, îți dau eu capul de pereți. Da, da, din păcate așa este. Normal ar trebui să terminăm într-o notă optimistă, dar dacă o găsiți, ziceți-mi și mie. Știți? Adică să... Unde o găsești? Unde o găsești nota asta optimistă? Dom'le, va fi bine, pentru că ceea ce a venit din urmă ne arată că, băi, o să fie clar mai bine. Da? Da?
Uitați-vă și la ziarele astea mari, mă uit la astea, la El País, care era de probitate imensă, adică El Paisul cu tare au început să bage și ei că Shakira se bate cu Piqué. Că pierd subiectul ăsta și se spune așa, nu-l dai tu, îl dau încă 10. Cine-i mai prost? Ai stat virgină tu, șmecher, nebunule, ai dat ei la 20, au făcut clicuri. O da. Bași și tu, lângă două materiale de analiză ce se întâmplă cu războiul din Ucraina 450-a zi, hop! Piqué s-a bătut cu aia și aia a făcut un cântec în care a schis te chedo grande, ai rămas pitic pe lângă mine și nu ai meritat. Pentru că faci clicuri. Și El Pais și spui, bă, dar nu e El Paisul ăla de gros, atâta, de îți dă două din alea în cap și te omoară? Și care avea cu, da, și-au băgat și ei sudoku. Au băgat în El Pais sudoku pe penultima pagină. Că omul să într-o lebu să mai rezolve cuvinte în cruci. Păi ce face bun El País ăla care dădea cu linia, cu șmecher, cu socialismul spaniol? Nu mai e. El Mundo ăla în lumea iberică? Nu mai e. E cu sudoku și cu Shakira și cu două gagici în fundulețul gol. Că au și ei pe Penelope Cruz, uite cum arată la 50 de ani în costum de baie. Cum arată, bă, nebunul? Și atunci te întreb, stai puțin, că nu suntem numai noi defecți. Da, da. Da? Și la noi, la jurnalism, învățam că, domnule, când te-ai pus parte în parte cu Sanu și Sanu a vrut să-ți facă rău, nu scapi. Și a zis lui Diana, bă, tu o arzi cu instructorul de sport. Vai, nesimțiților, că vă dau în judecată. Și-au închiriat un elicopter, l-au ținut în aer și-au tras pe gaura cheii poze cu mă, lasă dădea la ea, instructorul de sport. Și a zis, bă, dacă ți-am zis că te facem, te facem, nu mai te da tu viezure. Păi sunt Diana și vă dau în judecat. Și te-am prins, uite, erai transpirat, ăla era călare pe tine, pe gaura cheii. Am închiriat un elicopter, ne-a costat un infinit, nu contează, te-am prins. Da. Pe de altă parte, meci România-Anglia, batem cu 3-2 la Charleroi și mă bate unul pe umăr. Eu copil la 20 ceva de ani, trabuc atâta că se fuma atunci și un lord, un sir, un ziceai că e din filmele lui Agatha Christie. Și a zis, felicitări pentru ce echipă națională aveți. Să bați pe Beckham, pe Owen, pe Shearer și pe McManaman și pe ăștia înseamnă ceva. Felicitări, puștule. Mamă, când m-am întors, adică era desprins dintr-un film din Orient Express, era băiatul. Da, da. Și saga i-a făcut așa jurnalistului român, care ești, măi, am crezut că fură ceva, am învățat așa și a zis, congratulations. Două zile n-am dormit, bă, nu știu cine era, de unde, era un ziarist englez, The Sun, Daily Mirror, nu contează. Și a zis, felicitări, noi eram de la Gazeta Sportului, scriam cu un pic furat de la poștă, de la cec. Scriam cu de la cec. Eu am scris cu pix cu mâna și ăla în fața mea, de la L'Echipe, avea desenat pe laptop pagina în original. El când scria textul, nu-l scria în ordine, îl scria direct în pagină. Lui se umpleau rândurile. El avea împărțit în trei coloane, da. Jos poză pe dreptunghiular și vorbea cu unul de jos și îi spunea așa lui ăla, băi, poză pe lat. Ăla trimitea de jos cu 3G pe vremea 2G, normal. Ce era, uit, îi se punea lui aici, direct dimensiunea. Noi eram cu un pic și cu una, băi, fii atent, mă auzi, băi, băi, ouă în 89. Și ăla era în fața noastră. Ăla era în fața noastră. Da. Și am zis, ia stai mă așa puțin, ăla pe picioare, în momentul în care scria, el își umplea rândurile în paginare, direct. Când a terminat aici, a pus punct, ăla dăduse poza cu explicație foto, s-a uitat un pic pe ea, mărit-o să vadă corectură, i-a dat drumul. La noi eram, auzi, bă, nu s-aude, bă, ce vrei dacă urlă ăștia lângă mine, cântă ăștia, ai dreacu că mă duc la baie, wow, nu mai țipa. Ziaristul român. Da? Da? Și noi eram cu Verbatim Data Live cu dischetă de 1,44, ăia trimiteau pe Wi-Fi de atunci sau pe Bluetooth și noi eram cu de-aia. Băi, nu cape, mă, tu nu vezi că e poza mai mare. Dar noi nu mai ziua destul de tărit. Da. În camera aceasta e o notă de semne. Fiecare de darul, peste tot pe un. Dar ți-e ciudă un picuț, da, adică, bă, ăla de ce are tehnologia? Pentru că costă niște bani, ok, te-am înțeles. Cât costă, mă, mai mult? O iei odată, nu o cumperi la fiecare. Aia, că poate ăla să ducă să facă și un concert, nu e neapărat la fotbal, poate să facă și o demonstrație, poate să facă și niște alegeri, poate să facă și când vine Bush în România, nu știu. Cumpără, bă, odată. Cine? Ce patron de presă? Cât sunt care să înțeleagă? Care au avut o fabrică de conserve și două de salam și au băgat niște bani și că au vrut ei să ai bun ziar să tragă în ăla altul, care era de la Liberar sau de la PSL. Ziua patron. Da, exact. N-am adică să ai... 24 de ani în trust cu doar 4 ani pe casa de muncă. Mi-ați spus, da. Da, nu ești singurul, să știi. Nu ești singurul, din păcate. Dar uite că zici că de, pentru mine e fabulos. E, m-am simțit, vă spun, ca acasă. Și, deci... Scuze că ne-am întins, că s-au da, făcut două ore. Ne-am, dar... ne-am întins, e foarte adevărat, dar mie mi-a făcut plăcere. E cu prelungiri și... meciul. Exact. Tragem și 11 metri și mergem și la repriza 3. Trebuie. Asta e presă, eu zic. Cred că
Tu ești potrivit în cabina cu var la societății mai mari. Oh, cam mă gâtuie rapidiștii și ăștia. Ar trebui să vină să belească ochii, ce-a zis o metri. Din păcate, vedeți că suntem cu morile de vânt. Adică eu am terminat Cervantes mi-a dat Dumnezeu. Ia bate-te în coale. Da. Și te-a zis, ia o tată că te-ai poșmecher cu Saavedra, cu ai tăi, cu hap. Igual de no? Saavedra, vai de mine. Care săracul nu se știe unde e mormântat. Îl caută ăștia de 500 de ani să afle. Mănăstirea Carmelitelor și așa mai departe. Dar și pe vremea era PR că i-au tras-o că a murit în aceea zi cu Shakespeare. Au zis, bă, ăla e pe 22, ăsta e pe 23, dar hai să o facem pe 23 frumos. PR-ul la 1600, da? Ușor. Funcționa ca lumea. Bă, o zi acum stricăm, lăsăm adevărul să strice o moarte frumoasă. Pune-l, bă, în aceea zi, doi titani literaturii. Ăla s-a și născut și a murit în aceea zi. La Cervantes nu putem să o reglăm, da? Dă-i așa. Uite, noi aveam profesorii care să te învețe într-a noua ce înseamnă Cervantes și să-ți explice cu morile de vânt într-a noua, tu aveai 14 ani, nu știi, este bărberești invers cu lama. Nu știai în răspăr, te tăiai la gât, tăiai carotida. Ăia te-au învățat și veneau. Acum ea încearcă, și generațiile s-au schimbat, dar ea încearcă cu o profă de asta să-i explice lui ea. Dar opta cum e cu Cervantes, cu morile de vânt, ăla era un tâmpit, doamnă, să bătea cu o daia care să învârte și face greu. Păi nu, bă, că erau de vânt, boule, nu erau de tăiat porumbul. Da, s-a schimbat, încercăm să ne adaptăm, ne facem cont pe TikTok, ne călâmbăim și noi. Nu știi să-i dai drumul la ăla, la telefon, mergem înainte, cu câți prieteni mai mulți ai, cu atât ești mai bun jurnalist, că ai 6-7 gagici dezbrăcate. Îți dă ăla Dorian Popa, hop, ți-a dat inimioară, mamă, gata, e de-al meu. 2,1 milioane de oameni, gândiți-vă că el se adresează la fiecare al 6-lea om din România, sau al 7-lea om din România, 2,1 milioane. În halul ăsta am ajuns? Da. Dar mergem mai departe și vă zic că Cristiano Ronaldo are 350 de milioane. Noi suntem 8 miliarde. Asta înseamnă că fiecare al 24-lea de om din lumea asta, indiferent că e din Burkina Faso, în Costinești, este legat la o rețea de socializare a lui Cristiano Ronaldo. Fiecare al 24-lea om din omenire. Nu contează cine e. Că e turc, tătar, neamț, nu contează. Bătrâne, eu mă uit la tine și la Brenciu. Da? Deci, fărune. Ei, atenție, și atunci el este normal să fie influencer, că eu am întrebat pe ăștia de la Clear, bă, dacă l-aș dă în cap așa și zice că mi-a dispărut mătreața oamenii, da, că are 350 de milioane, să găsesc 200 de mii de nebuni să cumpere și nouă ne cresc vânzările și de-aia băiatul cere pe reclamă 5 milioane ca să-mi dau șampon în cap, pentru că știe ce se întoarce și de-aia o postare la el e 480 de mii de euro. Dacă vrei să bei, de-aia a luat cola lui ăla și a dat-o deoparte și azi nu mai bezi cola că apă e bună și acțiunile Coca-Cola au scăzut. Da? Au scăzut pentru că ăla a zis nu mai bezi și a dat-o deoparte, eu vreau apă. Și atunci românul ce face? Crește influencări. Mititei de grădină, ca piticii aia de la, că poate fie ca ăla. Piticul din grădină. Ca piticul din grădină, dar Ina are 3 milioane, Loredana, asta, Deli are 3 milioane, Shei, care nu intra la jurnaliștii în comunicare, a domnul Taciuc, n-ar fi intrat niciodată. Nu știți pe Shei? Ei, n-am. Shelly, ăla, Five Gang. 2,1 milioane de oameni. Simbolul României, idolii. Bă, tine, dar să ajungi la șef la cuțite? Da, asta da, da. Că am început să nu da. La care s-au, dar toate astea s-au transformat într-o chestiune de socială. A venit ăla fără două mâini, dă-i mă un cuțit. Că a venit ăla înalt turcul, ieșea din cadru, îl plimbă ca pe maimuț. Nu, tată, vine un șef care să-mi arate cum să gătesc mazărea, să fac și eu. Băi, mi-arăți șmecherie cu tare. Vine la fără mamă, fără tată, doi copii orfani, vai de capul lor, nu știu ce cu tare, dă-le mă cuțitul. Cătălina, ai grijă de ce doar la tine și la Brânciu? Tot, știu, dar și la Survivor cum e. La Survivor cum e. Da. Ăla camara pe care îl înțeleg, săracul de la alb și negru, are copilul terminat, Leon ăla, și trebuie operat de 1000 de ori. Și el se duce și face circ peste tot contra bani. Are mercurial, cu dat pumn din gură e 3000 de euro, fără pumn din gură e 2000. Cu scuipat e 5000, dar mai vin și la măruță și mai scuip odată e 10000. Vai de mine. Ce vrei să fac? Asta, ia banul, hai tată, cu care trebuie să mă cert aici? Păi stai că nici nu-l cunoști, lasă-mă contează, băi, tu de ce ai măsat cu ăla? Hap, și am dat-o pe treabă și n-a făcut audiență. Câte bătrâni au scuipat? 10.000 cu scuipat. Da, 10.000 cu scuipat. 10.000 de dolari m-aș găsa. Da, dar la camara e de înțeles, bă, am copilul și eu cred că aș face orice. Dacă mă pune să dansez cu asta și îmi dați 300 de euro ca să știu că îi pun-o la obra, nu lăsăm ordine, aș face. Aici nu se discută. Aici nu avem ce comenta. Băi, când îl vezi pe ăla săracu așa tetraplegic și știi că cu 300 de euro poți să-i îndrept un degețel, mă bat cu... Ce cu perpesicius mă iau?
Băi, ochelarii, spune, nu vezi ce freză ai și așa, și dăm drumul. Și aia ne filmează și eu dăm pe ProTV. Dar acolo e un picuț. La restul ce facem? La care nu mai e nevoie de bani. Fac țigănie că îmi place. Da, da, da. Corect, dacă te duci la omul ăla, încerci să faci puțină țigănie, să-i faci audiență, că dacă te duci ca un mormolau, că la ce zice dracu ai venit, mă. Dar trebuie să avem o... Știi ce? Nu oprește legea, oprește bunul simț. Da? Ne-am dus departe, s-a dus societatea. Mai vă zic una singură și gata. Fotbaliști. Deci ultimii pe jos, cum ar veni, nu basketbaliști sau cu tare. Și a zis, bă, Tamaș, marele bețiv al României, stătea de vorbă cu unul, fuma o țigară lângă un copac. Și apare unul de la voluntari, 18 ani, și zice, băi, dă-mă și mie un foc. Și Tamaș, uite, tu cine Paștele mă, tie și mă, de vorbești cu mine, cu bă, deci Tamaș, bețiv, fai de... supărat că ăla a zis, bă, nu mai există respect, dă și mie un foc. Bă, tu cine Paștele mă, tie și mă, de vorbești cu mine așa, cu bă, dă-mi un foc. Păi, junior de aici de la voluntari, marș, mă, de aici. Deci până și ei se auto, vorba lui Bibano, miliția, se autosesizează că ceva e necurat, un fotbalist care e com alcoolică non-stop și nu-i convine că ăla vorbește așa cu el și cum se comportă. Ce povestești tu acum, da? Pur și simplu deci... mi-a amintit de un film cu Colin Farrell, care Londra, nu știu cum se numește, îmi scapă titlul, dar exact imaginea asta a respectului între bandiți, da? Cu scena de final, mi se pare... A zis, suntem gangster sau ori nu mai suntem. Ne respectăm, că ne omorâm, după aia altceva. Exact. S-a dus dracu cu trenul. Da. S-a dus și al nostru, ăștia era mai... La mine în bloc vecinii nu mă salută niciodată, le povestesc. Cătălin, mai faceți altă întâlnire, o anunțați din timp. Țărumâna, e... Să se termine așa. Da. Să vă spun de ce. Pentru că asta a fost doar o chestiune de puls. Dar stați că eu n-am sugerat să tragem cortina, Doamne. Păi nu, dar fluieră la finalul pe august. Da, da. Nu. Da, da. Că de fapt a fost o chestie de grozavă. Dacă vreți, de prezentare, de analiză, de sesizare. Absolut, da, absolut. Da, ce se poate face? Da, se poate. Ce face? Se poate face reconfigurare, da. Da, exact. Se poate face reconfigurare. Și nu științific, o facem științific, dacă vreți. Dar nu facem științific. Facem așa cum e bine. Da, de suflet. Problema este să se dorească. E? Și ajungem într-o altă zonă. Ceea ce discutam noi acum 30 de ani, să ajungem într-o altă zonă. Atunci erau alte probleme. Acum sunt alte probleme. La un alt nivel și într-o altă conjunctură. Și atunci ceea ce tu ai sesizat, voi ați sesizat, oamenii au sesizat, valoarea a dispărut. Asta e problema. Sau dacă vrei, au apărut alte valori, pentru că ei sunt valori, ceea ce e înșirat. Da, da, ei, da, da, da. Nici nu are importanță. Ei trăind și adună 10 milioane. Și de fapt, toată povestea... Credibilitatea. Toată povestea asta este foarte bună pentru tot ceea ce este etapă, dacă vrei, macro-social. Da, da, e o sugestie bună. Cu suflet, dacă pui, se poate face. Adică eu luam fete de la jurnaliștiințele comunicării, anul întâi, nu știau să țină pixul în mână. În 2 ani de zile le făceai. Învățau. Și venea Canal D-ul și le dădea, venea Canal D-ul, mă ierta, și le dădea 10 milioane în plus. Plecau a doua zi, ce făceai? Te dădeai capul de pereți. 30% sau 40% au făcut jurnalist, comunicare, relații publice. Restul nu. Tot din generația voastră, apropo de ceea ce ai spus, ca să nu dramatizăm, tot statistic vorbind, sunteți câțiva. Nu bun, foarte bun. Țărmână. Da? Haideți să dăm cezarele ceea ce zare. Adică ceea ce ai descris la politică este o situație care se poate, dacă vrei, în multe lucruri. Problema este că atunci erau câteva universități care scoteau câțiva, ori acum îți apare un iPad și ca el sunt. Problema lor este una singură, dacă vor avea un reper. Și dacă ei vor fi valorizați acolo unde trebuie. Mm-hmm. Da? Deci eu n-am vrut să las tot ceea ce s-a spus, începând cu ce ați sesizat dumneavoastră din Chitești. Sigur. Foarte important, mama Argeșeană, adică să înțelegeți bine, rudele sunt de acord, da? Să spun, să legătura este foarte puternică. Mecanismul este următor. Du-te la oră și vezi muzee cât vrei și nu-ți ajunge o zi să vezi muzeul cetății. Și ai de la ce vrei până la ce vrei, inclusiv povestea radioului Pirat, fostul program 3, singurul program de radio din Europa în FM, de tineret, da, pe care nu facem vorbire, dar a fost așa, o poveste. Adică a fost o chestie, lasă că noi mai facem. Da, noi le facem. Acolo a fost clonat, dar eu nu știu povestea.
în loc de programul 3, i-a spus tinerețe sau ceva de genul. Tinerama. Tineretul, tinereții. Radio tinereții. Și a mers un an de zile și l-au ascultat băieții. Da, foarte frumoasă povestea. Și după un an de zile l-au întrebat băieții. Păi zice, bă, voi faceți lucruri frumoase, mă, și continuați, asta intrați în politică. Adică aveau consimțe, ăia au ascultat un an. I-au lăsat un an de zile să emită și după un an au intrat în frecvență și le-au spus ce? Dar nu asta e povestea. Povestea este că în Oradea ai de la ce vrei muzeul pe axa valorilor aia, începând cu faptul că icoana Fecioarei Maria este donată de un chinez și 3x3 sau 4x3, poftim, nebunești cu capul. Muzeul Țării Crișilor, dinozauri și toată povestea și tot ce vrei. Vreți să vedeți altceva? Duceți-vă că găsiți mai acolo. Nu ți ajunge o zi să vezi un muzeu. Și ceea ce spui tu ține de dorință. Ai spus de Muzeul Căilor Ferate. Da, nu dăm câte sunt acolo și un muzeu neacreditat. Nimeni nu reușește să facă un efort. Ce să facă? Să-l acrediteze. Da. Nu a apărut acest muzeu, că până mai să vorbim și de gaz, foarte important, care în momentul în care a fost conceput și pus în operă, eu cred că a fost de pereche pentru București, scuzați cuvântul pretențios. Și atât de ușor era să vii să vezi ce se întâmplă aici și să te zbați, iar ceea ce a spus astăzi domnul director, ca să o spun, noi am spus-o de câțiva ani, nu știam că și dânsul a gândit-o și a pus-o în operă, hai vreau să facem un muzeu virtual. Ne împiedică cineva? Nu, asta spuneam. Problema e să vrei. Poate și problema este că nu e momentul. Și asta a scos-o Mihai Stănescu după momentul 89, acum nu e momentul. Acum nu e momentul. Și umbla ăla cu steagul. Și România, Europa. Ce campanie mi-a făcut pentru capuz? Nu să repetem asta, era sugestie. De ce nu, până la urmă, e o sugestie minunată. Cea mai mare plăcere, să rămână eu. Și mai ales că se face vremea frumoasă și putem sta afară, nu? Adică dacă nici în Muzeul Literaturii nu vii cu plăcere, unde să? Eu fiind orfan de muzee în sectorul 6, aș dormi în muzee, adică unde? Dar facem o chestie, nu? Și atunci cea mai mare plăcere, dacă mă mai primiți. Sigur că da, cum să nu? Într-un alt muzeu, uite așa. Foarte bine, e minunat. Creăm o comunitate mare și poate reușim și să mai salvăm ceva. Să mai mutăm o cărămidă. Uite, măcar putem face asta. După 25 de ani de Austria, fost student, meritați acolo. Așa? Casa de Valoare, m-am decis să mă reîntorc în România. Poftim? Da, zice, nu mi-am luat copilul. Noroc l-am învățat românește și am venit în țară. Bă, nu înțeleg, ce se întâmplă? Ce-i cu voi? M-am dus câteva zile la Dusăr și acolo am întâlnit două tinere la hotelul la care am stat. 1700 de euro, absolvente de politehnici și consterate, vorbeau patru limbi străine, n-are important. Am zis, mâine dacă am 1000 de euro, mă întorc în România, ce am 1700. Familie, români, tineri, studenți, absolvenți, terminat alte forme de alte programe de studii și au spus, după 8 ani de Franța ne-am săturat, vrem să vin în România. Deci, nu vreau să spun nimic altceva decât, atenție, ceea ce ați spus și ceea ce, astea sunt ok. Dar lucrurile nu spun că se vor schimba. Spun că trebuie să găsim momentul sau să găsească instituțiile sau oameni să fie valorifice pe aceștia. iPad, de exemplu, da? N-am putut gândi că un român poate să facă o afacere de peste 30 de miliarde. Așa, peste noapte. Ne mai trebuie doi. Dacă îl găsim pe al treilea și pe al patrulea, nu ne mai trebuie niciun fel de economie națională, pe cuvântul meu. Da, corect. Corect. Da? Și vor înlocui și pe Dobrin. Mă iertați? Da, și pe nu, 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 până la Dobrin, că... Până la Dobrin. Până la Dobrin. Nu, îi vor înlocui ca model. Aici? Aici e toată povestea. Catalogul se bate între născuți și făcuți, după părerea mea. Și în preze și peste tot. Asta este povestea. Pianii și ăia care cară pian. Nu știu, bătrâni. Că unii lașează. Da, știți de ce cântă oamenii la pian? Pentru că pe vioară nu puteau să țină berea. Era mică. De ce te-ai apucat? Da. Asta ne-a rămas, Caterinca. Da. Că la asta... Nu, la modul propriu. Asta e că românul... Lasă-mă. Cum zice maestrul Rebenciuc în Balanța? Bă, dă bine de rău, o ducem bine. Da, corect, corect. Dă bine de rău, românul se descurcă și o duce bine. Ia mai toarnă popă. Păi tu îți paște-le, mă. Ce generația, mă. Da. Ce norocos sunt. Și noi ne ducem prea în urmă.
că vrem pe Vraca, pe Calboreanu și pe Birlic. Gata, 70, oale și ulcele. Hai să o trage mai încoa un picuț, dar nu vine nimic din urmă. Joacă băieții ăștia de sudul, e din două în două minute în filme. Da. Sudul e în continuu, gagici, femei, bărbați, sudul e în continuu. Și atunci ce faci cu fiul tău? Îl duc la tată să-ți arăt un film mișto, îl pun acolo și îl să-mi bag, să o scot, să nu știu, hai bă acasă. Că n-ai cum să-l ții o oră jumătate, ești tâmpit tu ca părinte. Asta nu-i nimic, te mai duci, din când în când te mai duci și la teatru. 2010 și o să înțelegi de unde a început toată povestea. Nu să vorbim, dacă va fi o altă. Următoarea întâlnire asta, da? Da. Da. Faceți doar teasing. Hai să păstrăm așa. Da. Teasing. Domnule, dăm... Am lăsat triști. Da, dăm un teasing. Cel mai bine și mulțumesc. Să rămână și mii de mulțumiri. Nu știți ce înseamnă asta pentru mine, adică să vă văd aici, să fie alt mediu, altceva. Noi, numărătorii de cornere... Nu se poate, a fost... Ne-am cunoscut, cum v-am cunoscut și pe dumneavoastră și de-am și amintit. Aici avem pe altcineva, un alt moment, strada Arminde, numărul 4, unde am văzut prima dată Macintosh, care la vremea respectivă 2FX-ul comanda 4 baterii de rachete solare. Și cu toate astea, da, domnul respectiv era un vizionar pentru noi, nu prea înțelegea multe lucruri, domnul Rațiu, ca să spun, multe nu... Da, care tăia coada la pisici. Nu înțelegea multe lucruri, nu înțelegeam, dar ideea era că noi văzusem ceva și știam că se poate face. Și am crezut că în 2-3 ani ajungem și pe americani și pe toți și întrecem, apropo de aplicații. Da, în 1993, când am fost eu plecat ca, mă rog, profesor în Statele Unite, invitați de americani, ei nu văzuseră Quark Express-ul. Și au învățat de la noi Quark Express-ul. Noi lucrând deja pe el. Da. Ei făceau PageMaker-ul și noi făceam Quark Express-ul. Pentru că în Arminde numărul 4, datorită lui Sandu Gal, Dumnezeu să-l odihnească, un om cu totul și cu totul remarcabil, am spus Sandu, la presă să se poată face așa. Sandu a făcut niște chestii, inclusiv linii grafice și așa mai departe, care au fost primite. Mai contează? Nu. Contează că este starea de fapt, pe care o putem povesti, o punem într-o lucrare de frumoasă de istorie și sunt niște momente, noi este să înțelegem că sunt tendințe și trebuie valorificat. Ale sunt. Dar nu te speria că sunt 20 sau 40 la, din promoțiile voastre, în principiu 20-30% fac jurnalism. Are foarte bun. Da? Da? Deci, las-o așa. Nu intrați în depresie. Nu intrați în depresie. Totul e sub control. Da. Pare că nu e, dar merge. Deși este cu da. Totul și cu totul, cum să zic, într-o dinamică pe care nu poate controla nimeni. Cum ar fi un titlu din Cancan, n-o să-ți vină să crezi, exact. Dă click aici și rămâi prost. Da. Deși pare că așa, e situația e sub control, băț. De presă pe care tu ai spus-o, a fost un declanșator foarte bine, așa, pentru că n-a putut să violeze pe Maricica, Ionel, papapapa, nu mai dau titlu. Da. Și alea au fost... Da, pe prima pagină. Pe prima pagină, da. După cum vezi, fac carieră mental. Da, oamenii făceau acum 30 de ani titlurile astea le puneau. Și mi se explica, numai în articol era important, da? Nu discutăm, că am lucrat cu toți acei oameni și Loreta și Bulina. Și foarte importanță. Bulina, școală de... Da. Da, vorba noastră, să mergem... Să mergem... Să vedem partea, să vedem pahar, partea asta plină a paharului. Da, a rămas plină, e important. Da, păi nu pot să mai beau, că e târziu. Să rămână și mii de mulțumiri. Să știi că mi-am pregătit, mai am, ți le dau să le iei. Aoleu, nu mai. Vă mulțumesc tuturor că ați avut răbdare cu noi. Să rămână și mii de și seară bună. A fost atât de frumos încât nu vă puteți imagina ce bucurie ne-ați să rămână creat și mie și lui Cătălin Oprișan. Și eu nu am niciodată aici. Da, mulțumesc.